Părintele Arsenie Boca, mărturia mea, de preot Petru Vambulescu, Arad 2012 Mă, Petre, tu prea multe ai învățat de la mine. Mântuitorul Iisus Hristos i-a poruncit celui din ținutul Senilor, din care scosese diavolii și care vrea să-l urmeze ca ucenic, du-te la casa ta și pe unde vei merge spune oamenilor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Așa și eu, care nu mă pot numi ucenic ca părintele Arsenie, cum îmi zic unii, voi spune cât voi trăi și pe unde voi merge, cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu prin părintele Arsenie Boca. Ne tot împuținăm cei ce l-am cunoscut pe părintele față către față. Am 40 de ani de preoție și simt că am îmbătrânit în rele. Însă, dacă nu voi mărturisi acum și voi tăcea, nu voi fi oare socotit ca un nerecunoscător sau ca unul care am ascuns darul cunoașterii părintele Arsenie?" Această carte nu e un tratat de teologie, ci o mărturie adevărată despre acest mare om al lui Dumnezeu trimis neamului și bisericii noastre, așa cum l-am cunoscut și așa cum mi-a îngăduit Bunul Dumnezeu să mi se descopere. Când scriu aceste rânduri, îmi sună în minte și cuvântul Sfântului Apostol Pavel, aduceți-vă minte de cei ce v-au grăit cuvântul lui Dumnezeu și privind la sfârșitul vieții lor să le urmați credința. Și de asemenea, cuvântul pe care îl spune în alt loc corintenilor. De ați avea în Hristos mulți învățători, totuși nu aveți mulți părinți, căci în Hristos Iisus eu v-am născut pe voi prin Evanghelie. Oricine l-a văzut pe părintele Arsenie ar putea multe să scrie. Mie mi-a hărăzit Dumnezeu de l-am văzut de mai multe ori și uneori singur, doar El cu mine. Însă nu e ușor ceea ce îndrăznesc, adică să scriu despre părintele Arsenie, de aceea o rog pe preacurata născătoare de Dumnezeu, a cărui sfântă icoană de la Betleem o port cu nevrednicie, să încurețe -mi mintea și inima, trupul și sufletul, cele stricate cu tot felul de păcate, cum scrie la Sfântul Maslu. Ca să nu mă rușineze Dumnezeu acum și în ziua judecății că am scris cartea aceasta pe care un chin prea slăvirii ei. Îmi spunea părintele Arsenie când veneam la Sfinția sa la Drăgănescu, Scrie Petre cuvintele pe care le-am scris eu pe pereți, căci vei avea nevoie de ele. El știa, desigur, că eu voi scrie cândva o carte despre sfinția sa. Tot așa știa că voi vesti de multe ori la mulțim de oameni pe oriunde voi merge despre sfinția sa. Sunt mii și mii de oameni care se adapă din sfințenia părintele Arsenie și a cuvintelor lui. Sunt tot mai mulți arhierei, preoți, călugări și mireni care recunosc sfințenia și îi simt prezența și ajutorul. Între ei se remarcă în mod deosebit Mitropolitul Ardealului, un alt preasfințitul Laurențiu al nostru, de origine din Sâmbăta, a cărei mamă e Vlavioasă, Viorica, l-a dus de mic la părintele Arsenie să-i sărute mâna să-l binecuvânteze. Cred că și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române va fi bucuros să-l așeze între sfinți pe cerul bisericii împreună cu ierarhii Sfântului Sinod pe părintele Arsenie Boca, a cărei sfințenie este dovedită prin mii de mărturii. Canonizarea Părintele Arsenie va fi un acoperământ pentru întreaga noastră biserică ortodoxă română și pentru ridicarea slăvitei biserici Catedrala Mântuirii Neamului din București. Aveți așadar aici, dragi cititori, o seamă de cuvinte, cum zice cronicarul, despre Părintele Arsenie, iubitul Maicii Domnului. Din cele ce am văzut, din cele ce am auzit și cu mâinile mele am pipăit, cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul în epistola sa. De tâlcul multor cuvinte ale părintului Arsenie mi-am dat seama numai după ce s-au împlinit. Sfinția sa știa de pildă că am să por mereu cu mine Sfânta Icoana Maicii Domnului după moartea fiice mele Maria. De aceea îmi spunea să nu mă tulbur, că nu sunt mulți care să aibă evlavia adevărată la Sfânta Icoana Maicii Domnului, cu atât mai puțin smerenia inimii și blândețea adevărată. Sfinția sa nu obișnuia să ne împuieze mintea cu numărul capitolor și al versetelor din Biblie, deși toate ne îndemna să le facem în acord cu Sfintele Scripturi. Așa am urmat și eu în această carte. Mărturisesc că am învățat de la Părintele Arsenie cât în șapte institute teologice. De fapt îmi spunea zâmbind pentru că știa că iubesc. Mă, Petre, tu prea mult ai învățat de la mine. Oare nu ardea în mine inima mea când îmi vorbea pe cale și îmi tălcuia scripturile, ca și lui Luca și Cleopa? Mă întreb și eu adesea, gândindu-mă la cele clipe în care puteam fi cu Părintele Arsenie. Zicea Părintele Arsenie, mă, eu nu am pretenție să mă, le mă înțeleagă cei mai mulți, căci fie căruia ni s-a dorit Duh Sfânt când ne-a rânduit Hristos. Însă cum zice Sfântul Apostol Pavel, în măsura care am suferit cruce pentru numele Lui, așa vom fi și răsplătiți de Dumnezeu. De aceea îl mulțumea lui Dumnezeu și mai Maicii Domnului pentru fiecare spin al crucii. Îmi mai zicea, mă Petre, nu o mai apăra în fața oamenilor, căci mie mi-este mai de folos bat jocura decât lauda. lasă că vor vedea ei când vine Hristos la judecată, cum scrie Sfântul Matei, înconjurat de îngeri și de sfinți. Și mai zicea ceva înfricoșător. Pe mine, pentru jertfa brâncovenilor, m-a semănat Dumnezeu la voi. Ce mare taină! Dar câți o pot crede? Ce clar explică aceasta Sfântul Pavel. Toate sunt curate pentru cei curați, dar pentru cei necurați nimic nu este curat, căci necurată este mintea lor. Iată slăbănăgia cu mintea, deși ei se cred înțelepți. Așa au făcut din Isus idealul iubirii, coborând din cer motiv de vrajbă între oameni. Nimeni nu ieșea de la Părintele nemângâiat și neluminat. Cu ani în urmă, în 28 noiembrie, la mormântul părintului Arsenie, părintele profesor Lie Moldovan, trecut de curând la Domnul, spunea Sfinți au fost mulți și vor mai fi, dar părintele Arsenie este un sfânt providențial, cu o mare misiune în lume, asemenea sfântului Serafim de Sarov de la Ruși, pe care Maica Domnului l-a dat ca duhovnic prin în Sfântul Munte Atos, Așa după cum bine știm, părintele Arsenie era uneori mai aspru, alteori mai blând, după cum ilumina Dumnezeu, după cum era cazul, ca un doctor iscusit. Se smerea deseori și le zicea oamenilor, mă, de ce ați venit atât drum la mine, că eu nu sunt mai bun decât preoții voștri? Se întâmpla dacă mai judecat cineva pe un preot pentru vreo greșeală și venea și îi spunea lui, părintele să le zică, nu mai ascultați de satana care vă îndeamnă să judecați pe preoții voștri. Rugați-vă pentru ei, spovediți-vă, întorceți-vă de la păcatele voastre și veți avea mare folos și îi veți schimba și pe ei în bine. Isus nu a avut niciun păcat și, iată, nici pe el nu l-a ascultat lumea. Rugați-vă ca să zămisliți și să creșteți copii pentru Dumnezeu, și unii dintre ei vor fi preoți, călugări și oamenii lui Dumnezeu, și așa vă veți mântui. Pe noi, preoții, ne îndemna să ne purtăm în așa fel încât să nu-i pară rău lui Dumnezeu că ne-a dat cel mai scump și mare har, preoția. Nimeni nu ieșa de la părintele nemângâiat și neluminat. Îmi spunea părintele Arsenie că inima sfinției sale este la Sfânta Icoana Maicii Domnului de la Sâmbăta, încă de când a fost zămislit în pântece de fericita mamă, Cristina. De copil zicea, eu sunt Zian, veniți la mine și eu vă voi duce la Hristos, Așa îi vorbea Duhul Sfânt care era în el. Nu pot să ascund bucuria flării Sfintei Icoane a Maicii Domnului, la care s-a rugat Cristina, mama Părintele Arsenie și chiar Părintele Arsenie însuși de mic copil. Pe dosul icoanei, care este din carton, se găsesc cuvintele scrise de Părintele Arsenie. Aceasta este icoana cea mai dragă a mamei mele, Cristina Boca. Privind la ea, la maica preacurată, îi cerea cu lacrimi să-i dea și ei un băiat și a dat pe mine, Zian Boca, mai târziu Arsenie Boca. Rugați-vă și voi, toți cei ce o priviți pe Maica Cerului, pe Maica Precista, cum ne-am rugat și mama mea și eu, amin și slavă. Să vă dea și vouă celor care citiți și mă credeți bucuria pe care am avut-o eu, preotul Petru, când m-am închinat la această icoană. Am înțeles de la Sfinția sa că Maica Domnului a învățat multe taine ale Dumnezeirii Fiului ei și pe ucenici, și pe evangeliști, și pe sfinți, și chiar și pe păcătoși și care se smeresc și cred cuvântul lui Dumnezeu. Stăpânirea ei este nebiruită și nelimitată asupra îngerilor și oamenilor. Și cuvintele Părintului Arsenie, ca ale unui ucenic adevărat al Maicii Domnului, erau curate ca un izvor tainic, venit de sus, care vindecă rănile sufletești și trupești. După ce a terminat liceul la Brad, părintele Arsenie dorea să meargă la aviație. Dar s-a mâhnit mult și a plâns. Pentru că neavând să plătească garanția cerută, a trebuit să renunțe. Atunci, rugându-se înaintea Sfintei Icoane a Maicii Domnului, ca Samuel, prorocul, a auzit în glas din cer care i-a zis Nu mai plânge ziane, că te voi înălța eu cu mult mai mult decât avioanele. Această mărturie mi-a spus o călugăru nevăzător Sebastian de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, dar înălțimile de har au fost împletite cu chinuri mucenicești și încercări de tot felul. De aceea zicea, mă, dacă ați avea voi crucea mea, v-ar zdrobi, dar să nu vă dea Dumnezeu. Ce taine minunate i-a descoperit Părintele Arsenie, Maica Domnului în Sfântul Munte Atos, prin Sfântul Serafim de Sarov, cum a auzit monahul Sebastian cel nevăzător de la sâmbătă. Multe nu le-a putut mărturisi Părintele la nimeni. Când a venit la el moțul Sebastian, l-a întrebat Părintele, Vrei vederea trupească sau, sau sufletească? Iar el a răspuns, după un suspin, Cea sufletească, părinte? Bine te-ai gândit, mă, dar te va costa. La capătul chinurilor însă ne așteaptă acela care a șters toată lacrima de la toată fața. Doresc ca și mie păcătosului preot Petru să-mi Hristos Domnul din apa cea vie a pocăinței, din care a primit și Samarineanca Fotini, al cărui cap l-a însărutat în Sfântul Munte. Să se împlinească și cu mine cuvântul, învăța voi pe cei fără de lege, căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce, ca să nu am o sândă că am scris această carte. La 28 noiembrie 2008, un grup mare de ortodoxi din părțile Moldovei, ajungând pe la ora 3 noaptea la Mănăstirea Prislop, L-a văzut pe părintele Arsenie în vedenie la mormântul lui cu un braț de lumânări care ardeau în mâinile lui. Mi-a spus Ileana, una dintre credincioase, unele dintre cuvintele părintelui. Între altele, părintele Arsenie a spus, Mă, nu l mai judecați pe noul patriar, că ce are o misiune foarte grea. Ci rugați-vă pentru el și nu mai dați crezare bărfitorilor. Și le-a mai zis, tot cu această ocazie. Spovediți-vă mai des și nu mai supărați pe Dumnezeu, întorcându-vă iarăși la păcatele voastre pe cum se întoarce câinele la vârsătura lui. Cum scrie la psalme. Apoi părintele a dispărut împreună cu lumina din jurul lui și au rămas în urmă lacrimile celor îngenuncheați pe zăpadă în jurul mormântului sfânt. Pe părintele Arsenie n-au putut să le frângă nici plăcerile tinereții, nici bogăția și banii lumii acesteia și nici slava cea deșartă a funcțiilor bisericești și lumești. Mi-a spus odată când eram numai eu cu el că a venit unul mare cu propunerea de a-l pune chiar mitropolit al bisericii. Asta pentru că, desigur, vreau să joace după cum îi cântau ei. Așa l-a ispitit și pe Isus în carantania când postea zicându-i satana toate ți le voi da ție dacă te vei închina mie, cum scrie în Sfânta Evanghelie. Astăzi, ispitele pentru plăceri pentru averi și pentru funcțiile și conducerile de șarte ale lumii sunt din ce în ce mai puternice și mai viclene și cei ce ne conduc, cum zice Hristos, se cred a fi mari binefăcători ai noștri, cu toate că mulți sunt vicleni. Zicea Părintele Arsenie că mai la urmă așa se vor strica oamenii că nu vom avea ce alege din ei. Cum l-am cunoscut pe Părintele Arsenie Boca? Și acum este timpul să vă mărturisesc în ce împrejurări l-am cunoscut pe Părintele Arsenie. Era în anul 1970 când l-am căutat la Sfânta Biserică din Drăgănescu. Aveam pe atunci 26 de ani. Adaug aici că pictura în tempera Bisericii din Drăgănescu, după rânduiala ortodoxă, este mai de preț decât Capela Sixtină din Roma. Am rămas orfan de tată la 11 ani și eram student la Institutul Teologic din Sibiu, fostul patriar teoctist, care atunci era episcop la Arad, m-a selecționat să mă hirotonească diacon pentru catedrala din Arad. Trebuia deci ca înainte să mă căsătoresc. Mama fiind văduvă de la 40 de ani, vroia să fiu preot în satul nostru de lângă Novaci, de la poale munților Parâng. Nu a fost voia lui Dumnezeu, deși am încercat. De aceea, ai mei nu au fost foarte încântați, M-am dus cu viitoarea soție să o prezint mamei și surorilor mele. Mi-au promis că vor veni la nuntă în Sibiu, însă nu a venit niciunul din partea mea. Din potrivă, mi-au scris o telegramă potrivnică. Nunta a fost amestecată cu lacrimile noastre ale mirilor. Nu am avut altă scăpare decât la paraclisul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Grabnica ajutătoare m-a vestit, prin cineva, să merg la alesul ei, la părintele Arsenie Boca. De aceea aș dori ca această carte să fie un prinos de recunoștință și către Maica Domnului, nădejdea celor fără de nădejde. Părintele Arsenie, când m-a văzut, după ce am intrat, s-a dat jos de pe schelă și mi-a zis Bine ai venit, Petre! Mi-a zis pe nume. Părintele purta ochelari frumării. Atunci s-a întâmplat minunea cea mai mare. Am văzut venind de la ochii sfinției sale spre ochii mei două funii de foc. Eu m-am minunat tare, însă el mi-a reprodus gândul și mi-a zis de ce zice așa Petre? Doamne, ce ochi minunați are părintele Arsenie. Uite, sunt ochi ca și ochii tăi. Apoi și-a luat ochelare de la ochi. Luminile cerești au dispărut, însă eu nu le voi uita niciodată. În ochii părintele Arsenie am văzut lumina cea adevărată pe care au văzut-o Sfinții Apostoli pe tabor, la schimbarea la față, și care se arată la Ierusalim, aprizând Sfântul Mormânt al lui Hristos la Sfânta Inviere în fiecare an. De aceea, după mai mulți ani, părintele Arsenie îmi zicea că nu e cazul să merg la Ierusalim, ci să-L rog pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, să-și facă Ierusalim ceresc în inima mea. Prin darul lui Dumnezeu și prin milostenia oamenilor, am fost de mai multe ori la Ierusalim. Am fost și de înviere, la pogărârea Sfintei Lumini, la Sfântul Mormânt de la Ierusalim. Însă nu am văzut mai mult lumina cea adevărată decât cum am văzut-o venind din ochii Părintele Arsenie. Mi-a mai zis părintele Arsenie, tot atunci, spune soții tale, Laurenția, să nu mai plângă, pentru că va dezlegat Arsenie de toate blestemele câte le-ați avut din veac. Și apoi, mi-a mai zis să-i scriu mamei mele pe una, să vină la hirotonia mea într-un diacon care urma să aibă loc la o biserică din Valea Jiului, care se sfințea de către episcopul Teoctist. Deși mama era atât de înverșunată împotriva noastră, la rugăciunea părintele Arsenie a venit, iar lacrimile de nuntă s-au transformat la hirotonie în lacrimi de bucurie. Ne-au dat Dumnezeu și Maica Domnului, atât mie cât și soții mele, fiicei mele, Maria, și fiului meu, Gabriel, darul de a merge de mai multe ori la Părintele Arsenie. Când au mers întâi soția și copiii, au vorbit cu ei o oră, deși erau obosiți de petren, tren, căci călătoriseră toată noaptea, nu ar mai fi plecat. Apoi Părintele le-a dat niște mere și le-a zis, Hai, sunteți buni de drum, imediat vin alții și cu voi nu mai pot picta decât noaptea. Fata plângea la ușă zicând, am văzut și eu un sfânt în viață. Odată, fiind la teologie și venind în satul meu, a dus la părintele Arsenie pe un băiat din sat, Nelu, de vreo 19 ani, accidentat mortal. Era tare zdrobit de un brad din pădure în care căzuse peste el. Era multă jale. Eu mi-am luat inima în l-am spălat, l-am îmbrăcat și l-am pus în sicriu, când m-am dus la părintele Arsenie, mi-a descoperit fără să-i spun cum am rugat să învieze și a adăugat: Să -ți ție Dumnezeu credința de copil și să fii cu Hristos celor stingniți și înviat pe oriunde vei merge. Și m-a mai zis: Mă, îl putea învia Dumnezeu, dar ajungea un bețiv, că îi plăcea băutura. Când i-am zis că aș vrea să simt lumina și mângâierea și puterea lui Dumnezeu, mi-a reproșat: Nu poți să fii și cu plăcerile turpești, și cu sufletul în rai am eu un cârlig cu care îi trag în jos pe tinerii care vor să se suie prea din vreme la cer. m am învățat să intru în Sfântul Altar, cât, cât pot de des și să fac metanii cu milință și mulțumire la Sfintele Taine, la trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, care să lășluiesc în Sfântul Chivot de pe Sfânta Masă, care sunt mai sfinte, cu mult mai multe decât cele din Sfânta Sfintelor din Templul Iudaic. Acolo erau chivotul cu mana cerească, tablele legii și toiagul lui Aron. Acum, în loc de tablele legii, cu cele 10 porunci, este Sfânta Evanghelie. În loc de toiagul lui Aron, este Sfânta Cruce. Și în loc de mană, prea Sfântul Trup și prea Sfântul Sânge al Domnului. De sus tronează Sfânta Icoana Maicii Domnului, cu Isus în brațe, înconjurați de Sfinții Îngeri. Așa teologie făcea cu noi cei tineri, Părintele Arsenie, cele ce vi le împărtășesc în carte nu le pot scrie într-o ordine neapărat cronologică, deși părintele ne-ar atenția, ca Sfântul Pavel, că Dumnezeu este în Dumnezeu al ordinii, cu mult mai presus decât ordinea omenească. Am aflat că părintele Arsenie, pe când era student la teologie, ajuta efectiv pe pictorul care picta atunci cabela de la facultatea de teologie, căci era talentat de Dumnezeu. Și asta până a face facultatea de pictură, bele arte din București, la care l-a trimis mai târziu mitropolitul Balan. Dimineața, până nu a venit pictorul, căra și aranja toată schela, când un profesor i-a zis Ziane, de ce te forțezi așa? El a răspuns zâmbind, măgarul de trup trebuie pus la lucru ca să-l Fiind cu atâta râmnă și dragoste pentru Hristos și Maica Domnului, aceștia i s-au rotat de multe ori. Povestea părintele la doi-trei apropiați cum l-a văzut într-o zgară pe Hristos zdrobit de durere, deși nu era pe cruce, străbătând cu privirea înăcremată prin toți și prin toate. Vrând să-i dea căciula lui că era frig și o bucată de pâine, pentru că era flământ, străinul omul durerilor, cum zice prorocul Isarea, dispăruse. Zian s-a reperizit de la locul un stătut sărăpicioarele lui, plângând și sărutând locul acela și a văgăduit atunci lui Iisus Hristos că îl va iubi și că nu l va uita niciodată. Și nu i-a rămas mincinos până la moarte. Când s-a întors din Sfântul Munte, plin de darurile Maicii Domnului, revărsate și prin Sfântul Serafim de Sarov, duhovnicul cel de dincolo de moarte, pentru ca să nu se mândrească, a primit ascultarea de a mătura curtea mănăstirii Sâmbăta. Dar lumea a început să-l caute pe cel care mătura curtea. Atunci, mitropolitul a fost constrâns să-l hirotonească duhovnic, pentru ca lumina să fie pusă în sfeșnic, să lumineze tuturor, cum este scris în Sfânta Evanghelie. Când i-am cerut canon pentru păcatele tinereților mele, cele multe și grele, mi-a grăit. Slujește sincer lui Dumnezeu, iar pentru păcatele tale te va canonisi El, Dumnezeu, cum a canonisit și pe mine. Și se uita în zare și dădea din cap, Părintele le vedea mai dinainte, însă atunci nu mi le-a descoperit. El spunea fiecăruia ce-i descoperea Dumnezeu, o dată și de două ori, apoi lăsa în pace în seama judecății lui. Preoților ne spunea să înțelegem pe toți și să pătimim împreună cu ei în rugăciune neîmplinirile și necazurile lor. Îi spovedea cu mare răbdare pe toți, iar canonul lui era mai ales ca omul să nu mai păcătuiască, așa după cum a zis Isus, femeii desfrânatei, pe care potrivnicii au vrut să o moare cu pietre. El știa că și diavolii și chinurile lor sunt îngăduite pentru îndreptarea oamenilor și pentru canonirea lor spre ispășire. De aceea mi-a mai zis, mă Petre, dacă vei mai blesema diavolii cum te-au învățat călugării de la frăsinei, una dintre pedepse va fi că preoteasa ta pe care o iubești și care te iubește te va părăsi și fără motiv. Mi-a dat exemplu pe un părinte numit Țeposul, la cursurile de îndrumare de la București, l-am întâlnit pe Părintele Țeposu și mi-a confirmat acest adevăr. Mi-a argumentat că oamenii din sat au multe conflicte și cer mereu aceste blesteme ale Sfântului Vasile împotriva diavolilor. Așa sunt oamenii. În loc să se spovedească și să se îndrepte, îi cer preotului să se lupte cu satana, care își bate joc de ei și de preotul credul și mândru, că le poruncește duhurile rele și ele ascultă de el. zicea părintele Arsenie, unii mai găsești preot ca Ilarion Argato, despătimit și care riscă să poruncească vrășmașilor care au îngăduință pentru un tip să chinuiască pe oamenii păcătoși. Nu era de acord, în ciuda insistențelor mamei mele, să mă duc preot în satul meu, spunându-mi că îmi voi pierde autoritatea duhovnicească de a îndrepta din rele pe oameni. Nici Isus n-a putut să îi îndrepte pe cei din Nazaret, unei copilărise, deși el a venit din cer. Am să vă dau doar un exemplu. Într-un sat din Ardeal cânta frumos la strana un teolog care avea multe rudenii acolo. După pensionarea părintului din sat, mulți au așteptat să-l hirotonească preot în satul lui, dar mitropolitul Nicolae Bălan a numit preot pe un altul. Atunci tot satul s-a unit cu rudenile lui și timp de trei luni niciunul nu a venit la biserică. Mitropolitul l-a trimis pe părintele Arsenie să îndrepte lucrurile. El și-a dus un urcior cu aghiasmă și sfânta naforă în traistă și noi a ieșit din biserică o săptămână. De pe la jumătatea săptămânii au început să vină credincioși unul câte unul și tot mai mult s-au întors în biserică. Apoi, duminică, la Sfânta Liturghie, n-au mai avut loc nici în curte, venind și din în Și așa, Părintele Arsenie, cu rugăciunea, cu postul și cu cuvântul, a reabilitat pe tânărul preot și pe familia lui, care plângeau de mulțumire. Mie mi-a zis părintele Arsenie că mai curând se îndreptează oamenii la spovedanie decât prin predică. Să-i mai căutăm la necazuri, la slăbiciuni și la colibalor. Mărturii, minuni și ziceri pentru mai târziu Cu mulți ani în urmă, a apărut ca prin minune, vremea părintele Arsenie la o librărie un arbun de icoane cu mai ca Domnului, în 40 de ipostaze, pe carton, alcătuit de un pictor bătrân din București, Gheorghe Răducanu într-un tiraj foarte mic și care, bineînțeles, s-a epuizat imediat. Soția a luat unul pentru noi, unul pentru părintele Arsenie, pe care el a dus duminica cealaltă la Drăgănescu. Părintele s-a bucurat și i-a zis, Măi, preoteasă, dă-mi adresa pictorului Răducan din București, că mă duc să-l felicit. Preoteasa i-a răspuns, Nu am părinte. Părintele i-a zis, Lasă că vine Petru imediat și mi dă el. Vedeți, părintele știa că eu am venit cu avionul și că sunt în drum spre Drăgănescu. Așa de mari daruri avea, dar le ascundea. Zicea către mine în fața oamenilor, Auzi-mă, Petre, zic ăștia că eu sunt înaintevăzător și proroc, dar eu cunosc un pic de psihologie, un pic de medicină, un pic de teologie și mă mai ajut de câte o poză de-a lor și ne mai cu uneori. Într-o dimineață de 30 august mi-a spus, Petre, du-te acasă că la noapte va muri sora soției tale din Sibiu cu cancer la sân, iar pui mine va muri sora ta, cu fractură de coloană, și vă rămâne trei orfani. Dar Dumnezeu și Maica Domnului vă va da putere să treceți peste moarte, iar ele sunt pregătite cu atâta suferință și rugăciune. Vă întreb pe dumneavoastră care citiți aceste rânduri, această ce psihologie și ce nimereal a fost? Părintele Savian Bunescu, la cărui biserică picta, îmi zicea, Părintele Preot, ai pierdut ultimul autobuz spre București. Pe când părintele Arsenie îmi șoptea că mă așteaptă unul jos lângă plopi. Și așa a fost. Ne mai zicea, mă, eu trebuie să vă port de grijă și când veniți și când plecați, ca la niște copii ai mei. Îmi zicea, să nu încerci să ții carnet de șofer pentru că nu ai atenție distributivă și rămâi pe câte o idee și uiți de frână uneori și poți face accident. L-am ascultat, și astăzi tot el îmi de grijă pe toate drumurile vieții. Zicea lucruri mari. Eu fac treabă de pompier, salvez ce se mai poate salva de la oameni. Nu pot să nu mă refer și la cateistul făcut părintului Arsenie de monahul Dometie Moian de la Sâmbăta, de care m-au întrebat mulți, al cătuit imediat după moartea părintului Arsenie și care s-a răspândit cu respeziciune nu numai în țară, ci și în străinătate. Sigur că nu-i desăvârșit, cum zicea regretata maică Zanfira. Dumnezeu să dignească cu sfinții. Părintele Arsenii merita un de desăvârșit după măsura lui, dar până va face cineva unul mai reușit, probabil după canalizare, iubitorii de Părintele Arsenie citesc pe acesta. Cum zicea și Părintele Nichifor Teodor din Sibiu, prietenul Părintele Arsenie. Ba unii i-au făcut Dumnezeu să le răsplătească și paraclisul, care trebuie să recunoaștem e foarte frumos. De ce nu citim în viața sfântului Simeon, noul teolog, cum i-a făcut slujbă și icoana duhovnicului său cu viosul Simeon Evraviosul, fiindcă în viața pământească, cu toată împotrivirea celor de atunci. Unora le-a rămas mult din copilăria inimii și nu și-au putut însuși în alta teologia minții, cinstindu-l pe Dumnezeu cum pot ei. Putem să alegem, zicea părintele Arsenie, nebunia păcatului chiar și lupta împotriva lui Hristos dar urmările pustiitoare nu le mai putem stabili, ca și cei ce au inventat bomba atomică, fiindcă șchiopătăm și băjbâim ca niște orbi, cum zice Sfântul Ilie în Cartea Regilor. Fiul meu, Gabriel, s-a născut cu o coastă și o vertebră în plus. Un profesor doctor de oase din București a zis că dacă nu-l va opera, copilul nu va mai crește. Dar părintele a zis să nu umble nimeni acolo, că cea dublură de oase îi întărește toracele și când va fi de 20 de ani va avea 2 metri. Și așa este. Fica Maria nu a reușit la facultate de matematică și a zis părintele Arsenie să-i mulțumim lui Dumnezeu că îi storceau creierii, că și așa dormea puțin. Dar a reușit la teologie, în Arad, devenind colegă cu viitorul soț, părintele Ștefan, cu care are trei copii. L-a iubit pe părintele Arsenie, cred că mai mult decât pe mine, și a predat câtva vreme religia copiilor, care o aveau ca pe o mamă. O rog să mă tragă lângă ea, când îi va șopti mai ca Domnului, că de la moartea ficei mă mângâi purtând Sfânta Icoana, prea curată, născătoare de Dumnezeu, de la Betleem. De soția mea, Laurenția, care avea cancer la sân de mulți ani, zicea să nu ne mai plângem, că va trăi ani buni în urma lui, i a luat-o Dumnezeu în 2004. Și zicea părintele că dacă nu-i legau trompele după a doua cezariană după nașterea băiatului, la maternitatea din Timișoara, mai putea naște încă un copil, deși era în vârstă și scăpa fără cancer. Îmi zicea să mă scol dimineața ușor, fără să mă simtă soția, știind că ea doarme la margine, iar eu să mă sprijin de stinghia dinspre perete de la recamier, pentru că, fiind bolnavă, ea să mai poată dormi vreo două ore. Vedeți, știa fără să-i spun și locul unde dormim fiecare, și era bun ca o mamă, iar când trebuia era ca o sabie. Îmi vine uneori să mă bag pe sub pământ până la picioarele părintelui și să-i le sărut. Îmi zicea să sfătuiesc tineretul să nu mai întârzie mult cu căsătoria și să nu fie diferențe de vârstă prea mari între ei. Ne vorbea de cei trei vrășmași ai omului: lumea, trupul și diavolul cărora trebuie să le opunem rugăciunea, iertarea și îndelunga răbdare, izbăvându-ne de neștiință, uitare și lene, cum scrie și fiul localia Sfinților, căci toate le putem prin credință în Hristos, care ne încinge cu putere, cum scrie Sfântul Apostol Pavel. I-am zis la un moment dat, Părintele Aurel Răduleț, hai la Părintele Arsenie. El a răspuns atunci, n-am probleme, n-am dileme, la ce să mă duc? După doar câțiva ani s-a dus la părintele Arsenie. Când a văzut părintele Arsenie, i-a zis, cum de-ai venit că ziceai că nu ai probleme și nu ai dileme? Începuseră și să-l necăjească pe părintele Aurel și începuseră problemele și dilemele ca la fiecare om. Pe o doamnă din Sibiu, Raspop Rodica, părintele a scos-o dintr-o deznădejde cumplită. Avea o singură fică, fecioară curată, absolventă a facultății de medicină, care a murit asfixiată cu gaz în baie. Părintele Arsenia a făcut-o pe mama Rodica să vadă în chip minunat locul unde a așezat-o Dumnezeu pe fica ei, iar mama a ajuns să-i mulțumească cu lacrimi. Tot așa s-a întâmplat și cu fata cea mare a părintului răduleț, una din cei 12 copii care a murit tot asfixiată cu gaz în baie. Nu există nici caz mai mare pe această lume decât să-ți du să duci copiii la mormânt. Vă spun ca unul ce-am pătimit aceasta. Iată cum ne poate încerca Dumnezeu credința noastră în înviere. Mai cite Octista de la Voilea, îi zicea Părintele Arsenie. La capătul suferințelor tale te așteaptă Iisus Hristos. Dacă nu aveai suferință așa de mare, că de în așa că să-i mulțumești lui Dumnezeu. La ea am sărutat icoana Sfântului Andrei răstignit pe crucea în formă de X, pirogravată de Părintele Arsenie. Îmi zicea Părintele Arsenie să nu mai acuz pe tunurul Vasile din mică sasa că-i căci cu nervii lui așa de bolnavi nu putea lucra, dar e destul să se roage cu lacrimi pentru toți necăjiții. Mai ca Zanfira, Dumnezeu să-i răsplătească, m-a primit de câteva ori la așezământul de la Sinaia, unde am stat la masă și am sărutat scaunul pe care stătea Părintele Arsenie. Mi-a dat o flanelă de-a Părintele Arsenie și ghetele Sfinției sale, cu care mergea pe munte, ca să o umblu și o pe cărarea cea dreaptă și să-mi îmbracă în haina mântuirii. Părintele Arsenie îmi spunea cu smerenie că în urc muntele mănânc o bucățică de slănină ca să am energie. Pentru mine era cel mai bun medic de suflet și de trup și, deși nu a terminat facultatea de medicină, nu l-aș fi dat pe o mie de medici și preoți. Prin anul 2010 s-a vindecat la mormântul părintele Arsenie Miron din Târgu Jiu, care avea vreo 17 ani. Mama lui venea de la spital cât putea de des la mormântul ei și plângea. Apoi lua un de lemn din canelă și se ducea la spital și lungea pe băiat peste tot. După câteva luni, l-a dus mai mult râși de picioare până la mormântul părintului, de unde s-a întors mergând normal lângă mama lui, Georgeta. Eu eram jos lângă mănăstire și am văzut cu ochii mei. Tatălui însă, cum fac mulți, i-a părăsit, mergând după alta, fugind de crucea familiei. Dar au fost și cazuri de oameni care nu s-au tămăduit la părintele Arsenie. Așa a fost o fată, Ioana, din Sibiu, cu bunica ei pe care o spovedesc. Ne poate avea vreo 12 ani. Era în de față când părintele i-a spus clar, asta ți este crucea pe viață. Suferea cu picioarele de polie omelită. I-a prorocit că se va mai îmbunătăți puțin, dar nu mult. Însă va avea un sos bun și copii buni. Așa după cum și Sfântul Apostol Pavel îi scrie lui Timotei. Pe l-a lăsat bolnav în miletă. De nici la Sfântul Apostol Pavel nu se tămăduiau toți, ci numai cei pe care voia Dumnezeu să-i tămăduiască, la fel ca și la Părintele Arsenie. În anul 1994 am dăruit pentru așezământul din Sinaia, unde sunt multe din ultimele lucruri ale Părintele Arsenie, o carte poștală scrisă de Părintele Arsenie, un fiu duhovnicesc soldat pe front cu numele Andrei, îl îndemnându-l pe scurt la viață curată ca să fie ocrotit de Dumnezeu. Părintele Arsenie a depistat și boala mea de gelozie din tinerețe față de soția mea și mi-a dat vindecarea, spunând, roagă-te pentru ea și las-o în pace. Și așa m-am liniștit. Și a mai fost o altă boală a mea. Am început să-mi las, din mândrie, barbă mare de tot, așa cum a învățat părintele Cleopa. Însă, părintele Arsenie mi-a zis, lasă-mă, soția, să-ți aranjeze măturul ăla de bărboi, că nu ești puznic cum te crezi tu. Mare este taina vieții și a morții părintului Arsenie. Maica Timotea, adormită de vreo câțiva ani, la vârsta de 102 ani, zicea Voi nu știți că părintele Arsenie, ca și Sfântul Serafim de Sarov, încă nu și-a terminat taina misiunii încredințate lui de Dumnezeu pe pământ. Nu știu dacă cei de astăzi vor pune în studiul studenților teologi și ai seminariștilor cărarea împărăției a părintului Arsenie ca să ilumineze pe viitorii preoți care au atâta nevoie. Căci părintele Arsenie, văzând că la noi valoarea nu are valoare, a vrut să ardă cartea sa, așa cum a făcut Sfântul Moise, prorocul, cu tablele legii de pe muntele Sinai date de Dumnezeu însuși cu cele zece porunci, Că n a văzut păcănătatea poporului care la poalele muntelui Sinai mânca, bea și juca, uitând cu totul de Dumnezeu. A venit odată la Drăgănescu un ierarh de la Patriarhie, care i-a poruncit părintele arsinii să șteargă imaginele neortodoxe pictate în biserică. Părintele Arsenie i-a dat scule să șteargă ce nu-i convine, căci zicea părintele, N-am pictat nimic decât cu poruncă de sus, pentru catehizarea poporului care zace în întuneric. De aceea nu l-a putut înțelege întru totul nici Sorin Dumitrescu, un pictor de altfel talentat. Dar pe lângă talent mai trebuia ceva de sus, pe care nu-l are oricine. Părintele Arsenie nu a pictat la metru pătrat după tipare, ci cu descoperire de sus, nu numai cu documentații, ci mai ales cu rugăciune și post și uneori vorbim cu sfinții pe care îi picta. Sfântul proroc Isaia spune, Doamne, câți au crezut în cuvântul Tău și puterea brațului Tău la cât s-a descoperit? Ne trebuie mintea și simțirea lui Hristos, de care scrie Sfântul Apostol Pavel. Nouă preoților ne spunea, mă, ocupați-vă mai mult de cei ce doresc mântuirea, nu vă mai pierdeți timpul cu viclenii. Acum am să vă dăstăinuiesc ceva ce am aflat despre marele preot, profesor, doctor în teologie, Dumitru Stăniloae. Mi-a confirmat că întreia chiar sfinția sa, în casa sa, între patru ochi, unde l-am vizitat în București, cu binecuvântarea Părintele Arsenie. După ce Părintele Stăniloae s-a mutat de la Institutul Teologic de la Sibiu, la Institutul Teologic de la București, a avut o controversă teologică în ziarul Telegraful Român cu fostul mitropolit al Ardealului, Nicolae Mladin, pe atunci profesor la teologie, în legătură cu Maica Domnului. Părintele Dumitru Stăniloae a afirmat că, deși zămislirea Maicii Domnului din Dumnezei, știi săi părinții Joachim și Ana este asemănătoare cu a Sfântului Ioan Botezătorul, este totuși cu mult mai înaltă, și aceasta nu numai pentru că a fost la dânci bătrâneți, ci și pentru că ea vine după un post de 40 de zile, fără picătură de apă, după ce preotul de a templu nu a vrut să le primească jerfa pentru că nu aveau copii. Și după cum Eva cea veche a fost luată în chip tainic din coasta lui Adam, așa și Eva cea nouă, cea mai cinstită decât toate puterile îngerești, a fost luată tainic din Sfinții Ioachim și Ana, mai presus de înțelegerea noastră. Dar aceasta nu se poate dogmatiza cum greșit au făcut-o catolicii. De fapt, ea a fost așteptată în întreaga făptura lui Dumnezeu, în chip tainic, și de toate neamurile care suspinau de mii de ani după aceea care avea să zdrobească capul șarpelui diavol, care a înșelat-o pe Eva. Pentru aceasta, Evicele Noi, Sfintei Ficioare Maria, i-a fost rânduit de sus să petreacă în Sfânta Sfintelor de la 3 ani până la 15 ani, unde intra numai mai marele preoților, o dată pe an. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și-a luat de la Duhul Sfânt și din Ea prea trup și sânge din care ne împărtășim. Mântuitorul se numește pe Sine, de multe ori nu numai Fiul lui Dumnezeu, ci și Fiul Omului, adică Fiul prea Fecioare Maria. Acestea fiind zise de la Sfinții Părinți rezultă că mai ca Domnului este părtașă la mântuirea noastră. După aceste afirmații de la Sfinții Părinți, arătate în telegraful român. Părintele Stăniloae mi-a spus mie plângând că i s-a arătat însă și Maica Domnului, care i-a pus mâna pe cap și i-a zis Îți mulțumesc și ți-am rămas datoare. Eu cred că Maica Domnului și-a achitat cu prisosință datoria față de Părintele Dumitru Stăniloae, făcându-l prin scrierile teologice, dogmatice și fico poate cel mai mare teolog al ortodoxiei contemporane. În Maica Domnului, prin întruparea sa, zicea Părintele Arsenie, a făcut Mântuitorul de fapt prima sfântă liturghie de pe pământ și din cer. De aceea noi trebuie să împlinim porunca Maicii Domnului, singura de la nunta din Cana, Galilei, redată în Sfânta Evanghelie de la Ioan, să faceți tot ceea ce vă spune el. Natanael, mirele din Cana și soția lui au dus o viață feciorelnică și au murit pentru Hristos. Dar fecioria zice însuși Hristos, este un dar mare pe care nu îl pot împlini cei mai mulți dintre oameni. Pentru cei mai mulți este suficientă porunca din Cartea Facerii. Creșteți și vă mulțiți, umpleți pământul și stăpâniți. Dar mai întâi trebuie să creștem și în cunoașterea și în iubirea lui Dumnezeu. De la instinctul mulțirii până la mulțirea sugerată de Dumnezeu este o distanță considerabilă, care nu lasă loc iubirii animalice. Unii au răstălmăcit greșit cuvintele părintele Arsinii Boca față de cei căsătoriți în așa-numită pravila albă. Pentru aceasta, zicea că de debea așteaptă să se termine odată cu problema dintre bărbați și femei, pentru care și lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om, pentru care a venit poptopul. Desigur, vă dați seama toți cei căsătoriți de roadele pe care le-am adus în condițiile oferite de nunta sfântă. Dacă am adus toți copiii dați de Dumnezeu și cum i-am crescut și cât de curat am păstrat haina botezului. Iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu, zice prorocul Isaia. Iar dacă nu ni dă Dumnezeu, știe el de ce. De aceea să-i mulțumim și atunci, însă mai cu seamă să nu cumva să-i oprim noi în vreun fel să vină. Nu cred că părintele Arsenie ar fi fost de acord cu fertilizarea în vitro, care solicită masturbarea bărbatului și apoi a femeii cu totul nefirească. Apoi mai științei își permit să omoare exemplare găsite de ei slabe, ceea ce este o crimă. Zicea un cioban bătrân că unei minte multă și prostii tot atât la cei fără frică de Dumnezeu. Sigur că și în fiera unui copil de la casele de copii este un risc, zicea părintele Arsenie, pentru că nu știm ce conțin genele strămoșilor lui. Unii tăgăduiesc astăzi părintele Arsenie cu viclenie tocmai curăția vieții, minunile și sfârșitul mucenicesc, și așa e tot amână canonizarea. Eu tocmai acestea le accentuez în cartea aceasta și cât sunt cinstiți în conștiința lor ne vor da crezare. Nu cumva să se mânie Dumnezeu pe noi pentru tăgăduirea adevărului despre Părintele Arsenie. Trebuie să vă spun și despre încă o mare minune auzită din gura Părintelui Pantelimon de la mănăstirea Ghi Ghiu de lângă Ploiești Sud, povestită și în revista Formula AS. Părintele Pantelimon afirmă că, la întoarcerea lui de la mormântul părintului Arsenie, în 28 noiembrie 2008, autoturismul a fost portat pe sus de o putere dumnezeiască până la ploiești. Când au revenit pe pământ împreună cu șoferul care conducea mașina, au auzit în spate vocea inconfundabilă a părintului Arsenie, care a fost duhovnic și stareț la mănăstirea Sâmbăta, mulțumindu-le și binecuvântându-i ceea ce i-a umplut de bucurie nepământească. Astfel de minuni nu pot fi primite decât numai prin darul credinței fără de margini despre care scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni, atunci când vorbește despre dragostea care pe toate le crede. Taina muceniciei, prin iradiere, Părintele Arsenie n-a descoperit decât Părintelui Ilarion Argato, de care zicea că-i printre puțini preoți de care se mai teme diavolul în ziua de azi. De fapt, Părintele Arsenie a vrut să ascundă de oameni mucenicia sa ca să se spună așa cum zic mulți că a murit de boală și de bătrânețe. lui Ilarion Argato, referitor la acel moment, i-a spus că a știut că îl iradiază, dar nu i-a fost frică. Și a știut că va muri mult mai târziu. După aceea, Părintele Arsenie s-a dus la spital, unde era internat grav bolnav cu picioarele și sculptorul Gheorghe Vâlcea, care a lucrat în lemn tâmplăria și sculptura de la Mănăstirea Prislop. Mi-a spus chiar el, sculptorul Gheorghe, în casa sa din Comarnic, acum vreo trei ani, cum l-a binecuvântat Părintele Arsenie și a poruncit să se scoale de grabă și să vină cu el la Prislop și să-i arate ce mai are de făcut, pentru că pe el, după un timp nu prea lung, îl va chema Dumnezeu. Gheorghe Vâlcea trăiește și astăzi și mai mărturisește și faptul că părintele Arsenie i-a tămăduit soția de cancer, deși era în ultima fază. Gheorghe Vâlcea lucra lucrat la prislop împreună cu părintele Arsenie, iar ea în spitalul la Brașov. Părintele Arsenie, văzându-l răpus de durere, i-a zis, Gheorghe, vezi de treabă, nu mai plânge. Pentru bala soției tale vorbesc eu cu Dumnezeu. În trei zile, soția i-a dat lui Gheorghe telegramă că nu mai are nimic și va ieși din spital. Gheorghe m-a întrebat pe mine, Părinte Petru, omul ăsta este din cer sau de pe pământ? Eu i-am răspuns, e de pe pământ, dar are cerul în el. După ce a trecut la domnul părintele Arsenie și l-a dus de la Sinaia la Prislop și l-a așezat în mănăstire, cineva l-a auzit pe părintele Savian Bunescu, cel căruia pictase biserica, strigând printre lacrimi lângă trupul părintele Arsenie. Doamne, tu știi că eu nu sunt de vină pentru moartea părintele Arsenie. Deci careva era de vină, Dumnezeu, zicea Părintele Arsenie, care le vede pe toate, nu le descoperă pe toate aici, pe pământ, și nici nu le pedepsește. Nu le răsplătește pe toate aici, ci la judecată. O maică a zis că ar fi fost și otrăvit, nu numai iradiat. Prin 1950, la Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cruci din 14 septembrie, Părintele Arsenie s-a oprit din slujire și a strigat către unii care sunt tot plimbau de colo-colo și vorbeau nimicuri. Pentru ce ați venit aici? Tot așa le-a zis Iisus ucenicilor pe care i-a găsit dormind în ghețimane. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Odată, prin 1987, nu l-am mai găsit pe părintele Arsenie. Eram cu soția și am sărutat clanța ușii de la Sfântul Altar. Când l-am reîntâlnit, mi-a spus că știe ce am făcut și că s-a primit, dar va veni în curând timpul să nu-l mai găsim cu trupul, că mai are numai două calendare, nu am înțeles cu totul atunci această taină. Altădată i-am spus că eu cu preotea să mai judecăm împreună pe câte unii. Interesant ce mi-a răspuns. Dacă mai judecați, o să vă prindeți mâna în ușă. Însă nu mi-a tălcuit cum. Am înțeles mai târziu că era vorba, ca și la patericul egiptean, de cei care răpresc dreptul de judecător al lui Isus Hristos dat de Tatăl, pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul cum îl cinstesc pe Tatăl, cum scrie în Sfânta Evanghelie. Mai zicea, chinul morții animalului, al păsării sau al peștelui se transmite într-un fel neștiut de noi celui care îl mănâncă. De aceea, poate, puznicii mâncau legume și fructe. Mi-a mai descoperit și m-a mai dojenit că eu cu mintea mea slabă am ispitit taina Sfintelor Taine, adică Sfânta Părtășanie, care depășește mintea oamenilor și a îngerilor. Aceasta este pâinea coborâtă din cer, datătoare de viață veșnică. Multe nopți, în cei 20 de ani cât a fost părintele la biserica din Drăgănescu, se ruga în Sfântul Altar, vărsând lacrimi fierbinți în fața Sfântului Chivot cu Sfintele Taine, pentru mulți, ca să nu ne părăsească Dumnezeu. Când cineva l-a întrebat de ce suferă atâtea de la cei de acolo și de ce nu pleacă, Părintele Arsenie a răspuns prin cuvântul Sfintei Evangheliei. Cei bolnavi au trebuință de doctor. Cunosc trei cazuri cu trei preoți care șofează și la care, la verificarea cantității de alcool din sânge, opriți fiind de poliția județeană, după ce consumaseră sfintele taine din Sfântul Potir, prin minune nu s-a găsit nici urmă de alcool. Aceasta pentru că vinul din Sfântul Potir se preface prin pogorarea Duhului Sfânt în prea sfântul sânge al lui Isus Hristos, mai presus din înțelegerea noastră. Părintele Arsinii a avut de la Dumnezeu daruri mari și ne-a trezit multora ura față de păcat și dorul după Dumnezeu, asemănându-se cu Mântuitorul. De aceea, el a strălucit ca elev, student, călugăr și duhovnic, și în mănăstire, și în închisoare, și dezbrăcat de haina călugărească, fiind cu totul mai presus de lume. Ne îndruma să fim mai mult Maria decât Marta și să credem că prin Maica Domnului ni se vor rezolva cererile cele de folos. Călugărul pictat la intrare pe peretele din stânga al bisericii din Drăgănescu, răstignit pe cruce, către care strigau potrivnicii, raps ca un prost, este o imagine a Părintului Arsenie. Numai la Drăgănescu, Hristos cel răstignit se desprinde din cuie, ne îmbrățișează și ne cheamă la sine, veniți la mine, toți ce ne și împovărați. Mai la sfârșit, știind că va pleca din lume, Părintele Arsenie și-a lăsat iarăși barbă puțin mai mare, că zicea că îi se apropie timpul mărturisirii și al plecării din lume și că trebuie să semene cât de cât cu chipul său de la început din călugărie. Pe Iuda cel Viclean, părintele Arsenie l-a pictat în scena cinei cele de taină, cu o mână întinsă spre Sfânta Părtășanie, iar cu cealaltă strângând punga cu bani. Să luăm dar aminte, Dezvelind cât a fost cu putință adevărul, rezultă că părintele Arsenie a urcat toată scara de săvârșire arătată de Sfântul Ioan Scărar în scrierea sa, Scara Raiului. Părintele arsenii i-a spus cândva maicii Pahomia, care are acum vreo 87 de ani, că atunci când era în chilia lui din Sfântul Munte, i s-a arătat prea curată îmbrăcată în negru, stărulcind de har, asigurându-l că va urma în grădina ei din România, arătând munții Făgărașului. Și monahul cărturar Alexandru, care a peregrinat prin Sfântul Munte și în multe alte locuri, iar acum este la Mănăstirea Sâmbăta, a spus că sunt unele locuri cunoscute și marcate cu pietre unde s-a arătat Maica Domnului însă și Părintele Arsenie în momente grele, îmbărbătându-l și luminându-l. Pe Golgota, sub Sfânta Cruce, remarcă Părintele Arsenie, erau numai Maica Domnului, rudenia ei Maria lui Cleopa, care e ca o soră, și Maria Magdalena, Mucinicea pentru Hristos trebuie aprinsă în fiecare zi în inimă, făcându-ne ca niște voi de junghierie a patimilor și poftelor de noi, cu ochii ațintiți la crucea lui Hristos, cum zice Sfântul Pavel. Precum scrie Părintele Arsenie în lucrarea sa de licență în teologie, încercări duhovnicești, trupul, sufletul și Duhul nostru să le păzim cât mai curate și să ne împărtășim fără de o sândă cu Hristos celor răstigniți și înviat, zădărnicind în felul acesta pe cât este cu putință, lucrarea gândurilor rele și zdrobindu-le de piatra Hristos. Astfel, imităm pe cât putem pe Maica Domnului, care nu a fost întinată de niciun gând rău, încercând și noi să căutăm râvna ei de a fi mereu în casa Tatălui. Părintele Arsenie a lărgit gama picturii ortodoxe de la biserica din Drăgănescu, arătând păcatul celor ce nu caută împărăția lui Dumnezeu, ci alte planete. Alții mai rătăciți caută dezintegrarea atomică și grăbesc sfârșitul lumii prin focul și energia uriașă care spulberă și arde pământul, cum scrie Sfântul Petru în epistola sa, ca ultimă soluție pentru oprirea păcatului. Unei doamne cu fiul neascultător, singurul ei fiu de altfel, i-a zis părintele Arsenie să scoată diavolul din casa, adică televizorul care îi strică fiul, pe fiul său care avea o prietenă, mama l-a îndemnat să nu se culce cu ea până după cununie. Nu a ascultat, iar fata a rămas gravidă și el a obligat-o să o avorteze. Dar Dumnezeu a îngăduit ca la locul de muncă, la depozitul la care lucra băiatul, acesta să iasă cu lipsă mare de gestiune. Vinind la părintele, i-a dus aminte de dreptatea lui Dumnezeu pentru crima avortului pe care este bine să o îi spășească aici. Așa era părintele Arsenie, spunea adevărul oricui, chiar și lui Nicolae și Eleni Ceaușescu. Aceștia se temeau de el ca rod de Sfântul Ioan Botezătorul. Dar cei doi nu l-au ascultat și nu s-au smerit în fața lui. Pentru păcatele noastre, Părintele Nicodim de la Prislop știa de la Părintele Arsenie că vor veni cândva peste noi trei zile de întuneric total al văzduhului, ca peste egiptenii de odinioară. Să avem dar pregătite candele, lumânări, sfânta anafură, aghiazmă și să nu răspundem provocărilor din afară ale răvrășmașilor, ci să ne rugăm la născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii. Maicii Sidora de la Prislop, care a fost cântăreață la opera la Brașov, Părintele Arsenie a spus să se roage din tot sufletul în timpul Sfintei Liturghii ca Dumnezeu să-i ajute să devină martor a Dumnezeirii lui Hristos. Ea mărturisește că a văzut ochii Părintelui strălucind ca focul și că Părintele i-a arătat calea mântuirii în mănăstirea din Prislop. Odată pe când Părintele Arsenie era la biserica din Drăgănescu, oamenii l-au rugat să le dea ceva binecuvântat, atunci el a binecuvântată apa din fântâna bisericii. Credincioșii, apoi în lor, au scos cu găleata nu numai apa, ci și mulul de pe fundul fântânii. Va veni vremea, zicea Părintele Arsenie, când vom vedea și noi rănile sfinte ale Mântuitorului, ca Toma. Însă pentru mulți va fi prea târziu. Așa le-a zis Hristos celor ce îl judecau cu viclenie, că îl vor vedea venind pe norii cerului la judecată, dar ei nu au crezut. Părintele Arsenie aducea de prin împrejurăim sfinte cruci părăsite și pietre vechi, care istorisesc fără cuvinte. Acest obicei l-a deprins și preasfințitul Daniel Stoinescu. Măi, Ioane, zicea părintele Arsenie unuia, așa să te rogi întotdeauna, cum te-ai rugat în noaptea aceea, când ai trecut apa cea învălburată, pe punte, și au apărut îndată bandiții aia care îți puteau lua cei 2700 de lei pe care avea la tine aruncându-te în apă. Zicea părintele Arsenie că lui Dumnezeu îi place să-i cerșim mereu prin rugăciuni, cum fac cerșetorii cu noi. Acum însă unii locuiesc duhovnicul cu psihologul, care oricât ar fi de folositor, nu se poate substitui duhovnicului care are darul iertării și al slujirii celor șapte sfinte taine. Fumatul, zicea părintele Arsenie, atacă nu numai sângele și organele respiratorii, ci și mintea și credința omului care de fapt în multe momente are impresia că se liniștește nu cu rugăciunea, ci cu țigara. Am să vă dau un exemplu minunat. Cu mulți ani în urmă, un om bogat din județul Suceava, mergând la Ierusalim, s-a spovedit și și-a luat canon să nu mai fumeze. Dar revenind în țară cu prietenii la băutură, a început să fumeze din nou. Iar când înconjura mănăstirea împreună cu preoții și cu credincioșii, cu sfintele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, mucenicul de la Suceava, a apărut în fața lui un bărbat luminat, care apucându-l de mâna dreaptă i-a spus, cu degetele cu care îți faci sfânta cruce, ți tămâia satanei? Ce ai promis la Ierusalim? Că nu mai fumezi. Dar tu cine ești? Caută-mă în calendar, sunt mucenicul Artemie. L-a găsit într-adevăr omul nostru în calendar și nu a mai fumat niciodată. Odată, după Sfânta Liturghie, la Biserica Boteanu din piața Amzei din București, Cineva l-a văzut pe părintele Arsenie, așa cum era îmbătrânit, cu câteva luni înainte de moarte, și a plâns. Părintele a zis, îți spun o taină pe care nu o pot spune oricui, și sfinții mor. Și aceasta a spus-o despre sine. Spre sfârșitul lumii, zicea părintele Arsenie, vor fi așa de puțini cei care se mântuiesc, că vor putea încăpea sub un copac, pentru că pierd drepții de pe pământ. M-am plâns părintului Arsenie, întrebându-l ce o să ne facem că va cădea la pat mama soacră, care trecuse de 90 de ani și avea un trup greoi. Părintele mi-a spus să nu ne facem griji, pentru că bătrâna e cuvioasă și va muri curând, adăugând, după ce o spovedești și o împărtășești sub epitrahilul tău. Și așa s-a întâmplat. După ce a zis cu mine, cuvine-se cu adevărat, maica noastră a dormit. Părintele Crăciun oprea de la 5 de lângă Hunedoara, care a fost închis cu Părintele Arsenie, a spus în predică la Părintele Bogăceanu din Gherla că s-au tămăduit de bol grele persoane cunoscute la mormântul Părintele Arsenie. Mă bucur mult că rămân după noi, preoți și credincioși, care, deși nu l-au cunoscut pe Părintele Arsenie în timpul vieții, îi simt nevăzut darul, puterea și rugăciunea, așa după cum mărturisesc Părintele Petru Bogăceanu de la Gherla, părintele Iulian de la Vesăud, părintele Ioan de la Poiana Silăstriei. Așadar, fericiți sunt cei ce n-au văzut, dar au crezut, cum scrie în Sfânta Evanghelie de la Ioan din Duminica Tomii. Comunismul, ne zicea Părintele Arsenie, a apărut și s-a întărit din cauza încălcării frațietății evanghelice de la început, poruncită de Hristos, când le aveau pe toate de obște și li se dădea la fiecare după necesități. Creștinii au alunecat spre bogății și plăceri și slavă deșartă, și le-a slăbit și credința în înviere. De multe ori, mergând spre mormântul părintului Arsenie, cu mașini de ocazie, șoferii, deși nu aveau drum până acolo, mă duceau până la prislop, și aceasta pentru că părintele mă vedea și se ruga pentru mine. Așa mi-a întărit părintele picioarele foarte bolnave și mijlocul care mă chinuia. Am fost de trei ori și la Sfântul Serafim de Sarov în Rusia, duhovnicul de taină a Părintele Arsenii și mi-a ajutat mult. Sfântul Serafim și Părintele Arsenii mi-au ajutat, te-am slujit cu preoții din Sarov, chiar sunt liturghie. Mi-a prins bine că atunci când am fost elev am învățat la școală în limba rusă. Am văzut la ruși multe evlavii, de aceea cred că i-au trecut pe greci. La ei am văzut o femeie cu copilul în brațe, făcând metanii. Muncind odată la mama mea acasă, cu coasa și toporul, M-am tăiat la mână și la picior și m-a tămăduit părintele Arsenie, deși au făcut cruce și doctorii. Însă mi-a mai spus atunci, Măi Petre, plătește mai bine un om, că tu nu ești pentru treburile astea. Tu fă Sfânta Liturghie și și Sfântul Maslu și spovedește oamenii și cercetează pe cei necăjiți. Și asta fac. O doamnă, după Sfânta Liturghie de la Prislop, din 28 noiembrie, a strigat în gând către părintele Arsenie să-i dea un pic de sfânta și în acel moment a venit repede un copilaș cu un pumnuț de sfânta anafură zicând că îl cheamă Arsenie. Femeia a alergat prin mulțime să-i dea ceva dulce, dar nu l-a mai găsit. Sunt lucruri mici, dar minunate ca un fir de iarbă sau o floare pe care le-a făcut Dumnezeu. Spunea părintele Arsenie că el, înțelegând durerile oamenilor și punându-le în inima lui, îi ține minte pe oameni fără pomelnic. Peștele, spunea părintele, e singurul care nu se mulțește prin împreunarea turpească dintre mascul și femelă și de aceea a devenit simbol creștin încă din vechime și este hrană curată. Unii preot cunoscut de lângă Dumbrăveni, cu care sunt prieteni, i-a zis părintele că fiul lui se va îndrepta numai după a doua pușcărie. Că nu a vrut să-l asculte așa după cum se întâmplă cu mulți copii de noștri și mai ales de preoți, care nu se îndreaptă nepedepsiți împungându-i satana cu boldul spurcat al iubirii de plăceri, nu mai aud durerile părinților și nici sfaturile preoților, până nu le dă Dumnezeu cu o bătă bună peste cap. La restaurarea bisericii Sfântului Constantin Bruncoveanu din Ocna Sibiului, mi-au lucrat niște tineri care au băut și au fumat în biserică. La unul i-a dat Dumnezeu un semn că s-a îmbolnăvit. L-am sfătuit să se spovedească și să a făcut bine. Mergând la părintele Arsenie, mi-a zis, ce să-i faci, mă, Petre? De unde să-ți dau pictori sfinți cum mai vrea tu? Vezi, de aceea este necesară sfințirea după pictură. Ascultați acum altă minune, una din câte mi le aduc aminte. Eram odată la biserica din Drăgănescu, pentru că numai acolo mi-a zis părintele să-l caut și era multă lume. După ce am vorbit puțin cu părintele Arsenie, eu am rămas în spate, iar el s-a dus printre oameni în față. Mă gândeam să alcătuiesc o rugăciune către Hristos și Maica Domnului, cu care se cuprind pe toți oamenii. Am formulat în gând așa, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pentru rugăciunile Sfintei Maicii Tale. Părintele a venit repede lângă mine și mi-a zis, bine ai gândit. Și mi-a repetat rugăciunea exact cum o spusese eu în gând. Eu săltam de bucurie și m-am gândit să mai zic, și pe mine cel mai păcătos. Dar oare nu-i prea lungă? Mă tot întrebam în gândul meu. Și părintele iarăși a venit și mi-a zis ce am gândit pot să adaugi și pe mine cel mai păcătos, deși cam lungă. M-am minunat. Părintele s-a uitat la mine și mi-a zis. Am un telefon cu Dumnezeu fără fir. Pentru că suntem prea lipiți de grijile și plăcerile lumii acesteia, Dumnezeu le mai zguduie prin boli, pagube, certuri, despărțiri, insuccese, foc, accidente, cu tremure și moarte. În Sfântul Altar a scris, chipul slavei tale cele negrăite sunt, deși portă ranele păcatelor. A folosit și chipurile oamenilor cu răspundere în societate și în biserica de atunci, zicând prin Patriarhul Iustin să ne împăcăm cu Dumnezeu, cum scrie Sfântul Pagan. Mai de mult ziceau atei că sfârșitul lumii profețit prin foc e un basm al Bibliei popilor. Iar acum, zicea Părintele Arsenie, anunță ei focul nuclear care poate distruge în foarte scurt timp totul. Ca un înainte văzător, părintele și-a îngăduit să-l picteze în lucrările sale și pe Sfântul Francisc de Assisi, despre care știa că, deși a fost catolic, a avut viață sfântă și un mare rol în întărirea credinței la vreme de ispită. Însă, bărfitorii afoni n-au întârziat să-l acuze, deși părintele a pictat după îndemnul de sus, neauzit de cei mai mulți dintre noi. În stânga, mai în față, părintele a pictat catedrala reprezentativă a Ortodoxiei, Sfânta Sofia din Constantinopol printr-o punte viitoare a legat-o de Catedrala Sfântului Petru din Roma Catolicilor, pictată în planul 2, pusă sub autoritatea Sfântului Apostol Petru răstignit cu capul în jos. Ei, catolicii, nu vor să se întoarcă la ortodoxia în care au fost peste o mie de ani, dar nici de noi, cât de ortodoxi ne credem dacă nu vom ține cărarea cu adevărat ortodoxă, cu viața și învățătura arătată de sfinți și de Părintele Arsenie, nu va fi bine. Valeriu Gafeincu le scria din închisoare mamei și surorilor sale să-l caute pe părintele Arsenie că este încredințat că are viață sfântă. De la ar mai ține Dumnezeu pe părintele Iustin Pârvu, care s-a jerfit atâția ani în temniță și care și acum, cu riscul vieții, arată primejdiile cipurilor electronice, primergătoare pe lui antichrist, lui care va fi implantată pe frunte sau pe mână. De aceea a scris Părintele Arsenie pe un perete al bisericii dintre șoaptele moderne ale satanei care ne spitește așa Nu vă mai trebuie minte că vă teleghidăm noi la toate nebuniile. Cu adevărat, principuri ne pot dirija și teleghida mintea spre orice altceva, dar nu spre Dumnezeu. Un alt mare duhovnic, Părintele Ioan Comănici, care și el îl prețuiește mult pe Părintele Arsenie, a făcut cu mâinile lui mai multe biserici, iar cu cuvântul și cu slujirea i-a făcut pe mulți biserici vii. Că, în cei mai mulți dintre noi, Dumnezeu se chinuiește, cum zice Părintele Arsenie, că îl ținem bolnav de păcate, cu haina botezului pătată și zdrențuită, sărăcit de darurile și roadele Duhului Sfânt, flămând de Sfintele Taine și în temniță turpească rece și întunecată de patemi. Îți merge vestea că ești viu, dar ești mort, zice Apocalipsa. Ce orizont larg și inspirat avea Părintele Arsenie când ne tălcuia cuvântul lui Hristos, care zice că mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Părintele Arsenie ne spunea că s-ar putea să fie vorba nu numai de alte neamuri, afară de evrei, ci și de altceva, mult mai adânc, armonizând ca nimeni altul credința cu știința multilaterală, nu unilaterală sau doar o spoială de știință. Despre idealul, o turmă și un păstor zicea că nu va fi în lumea aceasta credinței tot mai învrăjbite și tot mai împărțite, cu toate încercările de unitate, așa zise cu Diavolul a pus ambiția mândriei în femeile cu funcții mari ale lumii, care se simte discriminate de restricția duhovnicească de a nu intra în Sfântul Munte, ca să nu tulbure liniștea călugărilor de acolo. Când vor intra, călugării adevărați vor poni pe valurile mării, povățăiți de sfintele icoane ale Maicii Domnului, care vor merge înaintea lor, pe mare, spre alte limanuri necunoscute, cum zicea marele duhovnic român Dionise din Sfântul Munte. După ce părintele Arsenie a scăpat din pușcărie, cei de la Mănăstirea Sâmbăta și metropolitul Antonie dădeau impresia că l-ar primi înapoi. Însă el ne zicea, mă primesc, mă, dar nu ca duhovnic, ci ca magazionier, Maica Zanfira le spunea mereu maicilor bolnave să se roage Părintele Arsenie să le primească unde este el. Și le mai zicea maicilor, când serveau masa, să pună o gustare și pentru Părintele Arsenie că e aproape, deși nevăzut. O creștină, distrusă de multe zile de nesom, luând tot felul de medicamente, a venit la părintele. Părintele i-a dat o iconiță mică de carton cu Maica Domnului, ținându-l pe Isus în brațe, pe care i-a spus să o țină în mână, zicând rugăciuni până a doarme, fără medicamente. Peste vreo trei luni, femeia a venit să-i mulțumească părintelui. Eram acolo și eu. Însă, n-am mai recunoscut-o. Pe atât era deschimbată și de bucuroasă. Părintele îi mulțumea patriarhului Justinian și pentru micuța pensie pe care i-o făcuse. Părintele nu îi prea plăcea să fie fotografiat, căci zicea că aceasta nu este imaginea lui de pe urmă. Probabil se referea la cea de dincolo de moarte. Adeseori, părintele se suia munți să se roage, unde oamenii nu l mai îmbluzeau cu nimicurile lor. Sălbăticiunile veneau la el și le mângâia. Ar trebui pus o sfântă cruce pe locul acelea pe unde a călcat părintele Arsenie. Părintele Arsenie a ajutat-o mult pe Sabina din Târgu Mureș, care, de peste 25 de ani, stă într-un căricior cu rotile. Familia, cu mare greutate, a dus-o de câteva ori la mormântul părintele Arsenie, care nu a lăsat-o fără frumos. Minunat este Dumnezeu într-o sfinții să-i zice psalmistul. Mă învăța, părintele, ce nu a mai auzit de la altcineva, că nu voi găsi sfinte moaște mai cu putere în lume decât Sfânta Crucea lui Hristos. Însă mai spunea și că trebuie să primim crucea suferinței rânduită și chiar și crucea din ceasul morții. Ne-a mai spus odată că purtarea pantalonilor la femei le strică cu mult mai mult decât lipsa basmale la rugăciune atunci nu a avut timp să explice, dar ne putem da seama că această ținută le defeminizează și le pune în evidență părți ale corpului prin care îi spitez bărbații, lucruri pentru care vor da seama. Ieromonahul Nicodim Bujor de la Cernica, cel care a dormit în Domnul, în urmă cu vreun an, și care a alcătuit acatistul Sfântului Calinic și al Sfântului Stareț Gheorghe de la Cernica, l-a iubit mult pe Părintele Arsenie. El a îndurat bătăi cumplite de la un călugăr securist și a primit de la părintele Arsenie un cojoc pe care l-a împărțit bucățele credincioșilor revelavioși. Prin 2006, cineva a urcat pe la amiază spre mormântul părintelui. Când a ajuns în poieniță, l-a văzut pe părintele Arsenie ieșind din mormânt prin văzduh și coborând spre mănăstire, îmbrăcat în alb strălucitor. I-a zis atunci Părintele Cerului, care îl văzuse, că are o misiune de îndeplinit, dar la vecernie va veni înapoi. Când a bătut clopotul de vecernie, l-a văzut întorcându-se până a intrat în mormânt. Pe la Părintele Arsenie a venit și actorul Nicu Constantin, cu care a vorbit mult timp. De asemenea a fost la Părintele și cântăreața Dida Drăgan, pe care a sfătuit-o în fața noastră cum să se izbăvească de chinurile pe care le avea noaptea de la vrășmașul. Multe sfaturi părintele le spunea tare ca să învețe și pe alții. De pildă, în ceea ce privește botezul copiilor, ne sfătuia să-l facem prin afundare. Pe maica Glicheria din Ocna Sibiului, părintele Arsenia a o să nu se mai întoarcă la mănăstirea Bistrița de unde a fost alungat în timpul prigoanei comuniste, ci să rămână la casa ei, în Ocna Sibiului și la biserica părintului Mihailescu Miron, care slujea zilnic Sfânta Liturghie. Și iată că a fost posibil, cu binecuvântarea Părintele Arsenie, să-și țină fecioria și călugăria în lume și să nu dea pasărea din mână pentru cea de pe gardă. Cum i-a zis atunci Părintele, îi mai spunea aici că seamănă cu mama Sfinției sale, Cristina, bună, inteligentă și evlavioasă. Veniseră la un moment dat la Părintele Arsenie doi veri din frați, unul pe stilul nou ortodox, iar celălalt pe stil vechi ortodox, Părintele a învățat că amândouă stilurile la Dumnezeu sunt tot așa de bune, cu condiția să ținem stilul de viața lui Isus. Pe grecul catolici i-a îndemnat să se întoarcă la ortodoxia de la care au plecat pe la anul 1054, cum s-au pomenit moșii și strămoșii noștri, că așa are poruncă. Mi-a spus că fac bine că învăț pe oameni să-și facă Sfânta Cruce cu trei degete, de la frunte la piept și de la un număr la celălalt, dar să nu insist prea mult, să nu se spună că țin mai mult la formă decât la fondul credinței în cel răstignit și înviat cu care se însemnează. Mai zicea, nu da cu băta în cuiburile de viespa ale sectarilor, că sar și te mușcă, sau mănăstirile și călugării din Ardeal, distruse de generalul Tiran Bucov, au avut un sfârșit frumos, mucenicesc. Dar cele ce se fac acum vor rezista oare având credința și dragostea celor de demult? Îmi pare rău că nu am ajuns să citesc în original manuscrisul Părintele Arsenie despre plante tămăduitoare pe care Părintele David de la Sândica l-a dat cuiva, care încă nu i-l a înapoiat. Părintele David îl poartă de copil pe Părintele Arsenie în inimă și în gând și îl vestește multora. Privind ucenicia celor ce l-au urmat pe Părintele Arsenie, s-ar putea întâmpla ca mulți dintre cei din tâi să fie cei de pe urmă, am cunoscut la prislop pe Ziana Eugenia Savu, de 78 de ani. Ea este chiar din vața de sus, vicină în copilărie cu părintele Arsenie, iar acum locuiește în satul Dridu, la 60 km de București, spre Urziceni. Ea s-a născut plină de păr peste tot trupul, iar mama ei a părăsit-o la naștere, astfel că nici nu a apucat să sugă lapte de la pieptul ei. Bunicii au fugit la părintele Arsenie, care le-a dat o sticluță cu lei sfințit la Sfântul Maslu, le-a spus să ungă peste tot trupul și să o învelească timp de trei ori în cerșaf. Când au dezvelit-o, părul a rămas în cerșaf, ochii bolnavi s-au însănătoșit și a dispărut și scâncetul de durere cu care se născuse. Zian studia la facultatea de pictură în București și a rămas nedreptățit de fetița aceasta. A botezat-o ca dându-i numele Ziana, după cum atestă certificatul de botez pe care îl atașăm la sfârșit. Când fetița a avut vreo 5 ani, fiind la tatăl său în București, mama vitregă a lovit-o cu un fier la un picior, de unde a început să-i curgă în valnic sângele. Zian a simțit și a venit ca prin minune și după ce a legat o după ce a legat-o la picior, a fugit cu ea la spitalul Brâncovenesc din București, unde i s-a făcut transfuzie directă, 330 grame, de grame din sângele părintului Arsenie, salvându-o de la moarte. Îmi spunea părintele, eu ți sunt naș, tată, părinte și profesor, iar mama ta este maica Domnului. Tot părintele a învățat-o să cânte frumos, cu vine se cu adevărat și născătoarea de Dumnezeu. Fiind agera la minte, a învățat-o și să scrie, iar primul cuvânt pe care l-a scris a fost Iisus. În 1953, întorcându-se de la canal din detenție, l-a botezat și pe singurul ei fiu, Alexandru, care i-a fost și lui ca un tată, pentru că tatălui l-a părăsit de mic. În anul 2005, Dumnezeu l-a luat pe Alexandru la el, cum prorocise părintele din brațele mamei sale, care a simțit sabia durerii de mamă. De aceea, când am vizitat-o de curând pe Ziana la Dridu, care petrece vorbind în gând ziua și noaptea cu părintele Arsenie, am văzut că nădejdea ei este plină de nemurire. Am fericit-o pe această slujitoare a lui Hristos, care prin sângele și viața ei este mai mult decât o ucenică a Părintele Arsenie. Ea știe sigur că Părintele Arsenie a fost iradiat în casa poporului din ordinul Elenie Ceaușescu. Părintele Arsenie bătea toaca în stil atonit ca un înger și l-a învățat și pe Alexandru să bată la fel. Ne învăța să rostim psalmul 50 când făcea mâncarea și să însuțim fiecare lucru pe care îl facem cu rugăciunea. Mai este un îndoială în legătură cu Cristina, mama părintului Arsenie, care a rămas văduvă când Zian era în școală. Unii afirmă că s-ar fi recăsătorit cu un bărbat din Hălmăgiu. Ori această ipoteză se clatină dacă ne gândim că puznicul din Sfântul Munte i-a spus părintului Arsenie să-i scrie urgent mamei sale că e singură și plânge cumplit. Și după cum era și firea foarte religioasă, se prea poate ca presupusul ei mormânt de la Hălmăgiu să nu fie cel autentic și o confuzie și o asemănare de nume. Părintele mă mai învăța că fără epitrahil preoțesc nici măcar să nu binecuvântez. Știa că la bătrânețe îmi va crește glicemia și mă povățuia la mai puține dulciuri, spunându-mi să nu exagerez cu pâine și grăsime. Să nădăjduiți, mai ales în portarea de grijă a lui Dumnezeu, și mai fiți-vă și voi, doctori, ne spunea părintele. Sau iubirea de vrăjmași nu e sfat, ci e poruncă. Înainte de pușcărie, Părintele Arsenie porta la el o Sfântă Evanghelie, într-o traistă, care acum se află la o maică de la Mănăstirea Pasărea. Nu cred că a pictat cineva în lume pe Mântuitorul, pe Maica Domnului și nici chiar pe Sfinți ca Părintele Arsenie. Că vine omul în Sfânta Biserică, fiind copleșit de griji și plin de pofte, se închină Sfinților și se aprinde dintr-o dată dorința de a le urma și de a le cere ajutorul când a primit părintele Arsenie la prislop porunca scrisă a episcopului Andrei Magieru de la Arad, prin care îl oprea de la slujirea preoțească și îl trecea la strană, părintele a strigat în auzul tuturor, maș păcătosule la strană, și a început să cânte ca un copil, psalmul 145. Laudă suflete al meu pe Domnul, cânta voi Dumnezeul meu până ce voi fi, nu vă nădăjduiți în boieri la care nu este mântuire, Domnul face dreptate celor năpăstuiți și păzește adevărul în veac. La urmă, zice Părintele Arsenie, minciunii vor zice adevăr și vor tălcui Biblia după placul lor. Părintele Arsenie a deplâns viața marului poet Mihai Eminescu, înzestrat de Dumnezeu cu atâta talent. Dacă și concepția poetică ar fi unită cu concepție de viață creștină, era de părere părintele, ar fi suferit mai puțin în lumea aceasta și nu ar fi trecut atâția ani de chinuri. Dar prin pe care a avut-o la Maica Domnului, se mângâia și uneori se refugia la mănăstire cu prietenul lui de suflet, scritorul Ion Creangă, care avea seminarul de teologie de la Mănăstirea Neamț. Corupții vremii de atunci, împotriva cărora a scris Eminescu, au tăbărut mai la urma supra lui și l-au băgat în spitalul de nebun de la Socola din Iași. Acolo, zicea părintele Nicudim Bujor de la Cernica, ucenicul părintele Arsenie, un doctor l-a injectat cu o doză puternică, cu un medicament nociv în urma căruia, la scurt timp, i-a venit sfârșitul. Și totuși Eminescu, prin Maica Domnului, a avut parte înainte de moarte de Sfânta Împărtășanie, după însemnarea care a rămas pe o carte veche de cult, Mihai Eminescu, întorcându-se de la gustul almar a atâtor filozofi și credințe de șarte, care au stos creierii ca lui Mircea Eliade și de la cele cu minte scurtă și poale lungi, care i-au întinat viața ca lui Solomon, viață de o stâncă, de nădejdea celor fără de nădejde, închinându-i ca un teolog versuri nemuritoare. Rugăm unei îndurărilor, luceaforului mărilor, din valul ce ne bântuie, ne apără, ne mântuie. Privirea ța durată, asupra ne coboară o maică prea curată și pururea fecioară Marie. Noi cei din mila Sfântului facem umbră pământului, fiscut de izbăvire și zid de mântuire. Din neguri te arată senină, dulce, clară, o maică prea curată și pururea fecioară Marie. Iată încă o perlă de duh creștin din poeziile Marlui Eminescu nu credeam să învăț a muri vreodată. Regretatul preot Constantin Galeriu, care a fost și întemnițat pentru credință, interesant i-a alcătuit mai lui Eminescu din prețuire un acatist care se află la doamna preoteasă. Părintele Nicodim Bujor s-a rugat pentru sufletul lui Eminescu și s-a arătat marele poet în chilia lui și a zis zâmbind, acum văd fața Maicii Domnului în ceruri aceasta pentru că a preamărit-o pe pământ. Părintele Arsenie zicea credincioșilor din Mică Sasa, o localitate aproape de Blaj, cărora le-am fost păstori opt ani, că deși în cea mai mare parte au fost greco-catolici, sunt mai credincioși decât sătenii mei de lângă Novaci, pe care nu-i văzuse niciodată. Și într-adevăr, primii vineau vineri seara la Sfânta Liturghie, mai înainte sfințită din postul Sfintelor Paști, ajunați după muncă grea și se împărtășeau peste 100 de oameni. Veneau și copiii lor, duminica, și dintre profesori, deși era pe timpul comuniștilor. Părintele Arsenie ne spunea să învățăm fericirile și să citim Sfintele Evangheliei și imnul dragostei din epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, ca să devenim și noi lumina lumii. Apoi ne întorcea la Cartea Leviticului din Vechiul Testament, unde sunt trecute binecuvântările lui Dumnezeu, dar și pedepsele pentru cei neascultători. Zicea să nu ne pierdem timpul cu orice carte, chiar și religioasă fiind, și nici cu orice om care drugă de șertăciuni, că o să dăm seamă cum ne-am petrecut timpul și pentru orice cuvânt. Zicea că tot mai tare se aude glasul Domnului din Sfânta Evanghelie, care zice către noi cei de astăzi, O neam necredincios și desfrânat, până când vă voi răda pe voi? îmi spunea că din 5 în 5 ani voi observa mai limpede înrăutățirea lumii și afundarea tot mai mult în apocalipsă. Unei femei din Sibiu, părintele a zis, ce era să faci, mă? Ea încercase să se sinucidă, însă părintele a scăpat-o. Nouă ne plăcea la prislop mai mult cum era până acum, când slujeam zeci de preoți la hramuri, pe un covor simplu, pe pământ, la streașina mănăstirii, lângă Sfânta Cruce Bătrână, adusă dintr-un sat de părintele Arsenie. Acolo slujea cu lacrimi la hramuri și părintele. Părintele Arsenie nu-i departe nici astăzi de cei ce-l cheamă spre ajutor și uneori vine în taină, nevăzut de cei mai mulți și pe la prislop și pe la sâmbăta și la câte o sfântă liturghie slujită de câte un preot cu credință și pe la casele celor necăjiți. Așa se întâmplă și cu Sfântul Nectare, care a fost văzut de mai multe ori după moarte. Cândva la Ighina, într-o noapte, am auzit cum plângea un preot la Sfânta Liturghie. Ne-a invitat pe cei trei preoți români în Sfântul Altar să ne împărtășim. Veniserăm cu un grup de credincioși în pelerinaj. Când a fost să iasă părintele respectiv cu Sfânta Anaforă, ne-am dat seama că este Sfântul Nectarie însuși. S-a retras în Sfântul Altar, am fugit după el, dar nu l-am mai găsit, deși nu avea altă ușă de ieșire. Am fost la stareță care ne-a confirmat că a fost el, într-adevăr, și încă ne-a rugat să nu spunem oricui această minune. Mi-a zis părintele Nicodim, fostul duhovnic de la Prislop, că părintele Arsenie l-a chemat la sâmbătă, când era fecior, să-i repare o ușă. El s-a plâns, părintele Arsenie, că nu se poate căsători, că fug fetele de el, și părintele Arsenie i-a zis, lasă-mă fetele la alții, și vină tu aici, că de aia te-am chemat și s-a liniștit cu totul, găsindu-și chemarea la mănăstire. Părintele Nifon, cel cu care l-a dus pe părintele Arsenie pe umăr în sicriu până la mormânt, dă mărturie credincioșilor despre multe minuni și cuvinte ale părintului Arsenie. El a strigat către mine când scotea sicriul cu părintele Arsenie pe ușa de la prislop că sicriul se duce în sus și eu i-am adeverit că e ca un fulg pe umăr, unui părinte, Gheorghe, de lângă Sibiu, a venit cu unul dintre fiii lui. I-a zis părintele, căsătorește-l, mă, părinte, care privirea spre în afară, nu spre înăuntru. Nu-i pentru călugărie. Pe băiatul lui Ilie Roșianul din Sibiu, care avea vreo 12 ani, l-a luat părintele pe după cap și i-a zis tatălui său, Mă, Ilie, ăsta va merge de curând la Dumnezeu. Și într-un an copilul s-a mutat la cele veșnice. Cum vor răspunde noi, cu căsoaie mari, cu un copil sau doi pentru lazeri care ne bat la poartă și noi primim. Ne mai întreba părintele. Semnul Sfintei Cruci, zicea părintele Arsenie, se poate face și în gând, trimițând puterea Sfintei Cruci la oricine are nevoie și la orice distanță în cele patru laturi ale lumii pline de necăjiți și se binecuvântează. Pentru cei care zic să amânăm pocăința pentru alte vieți următoare, ne aducea aminte cum scrie Sfântul Pavel către romani. Dator este omul odată să moară, iar după moarte vine judecata. cei care se sinucid spunea că e păcat de neiertat împotriva Duhului Sfânt, cum zice Hristos, în Sfânta Evanghelie despre Iuda. Mai bine era să nu se fi născut, zicea părintele că celor ce se sinucid, nici mormântul să nu-l pecetului în cu Sfânta Cruce, nici parastas, nici Sfântă Liturghie să nu le facem doar când pomenim morții din neamul celor sinuciși. Când zicem cu tot neamul, acolo au și ei un pic de parte. Singura zi în care putem pomeni și atunci în taină este la proscomidea Sfintei Liturghii de la Rusalii. Așa scrie și Sfântul Episcop al Rușilor Ignatie Brianciani Însă, milostenie se poate face oricând pentru sufletele lor, Așa a venit la părintele Arsinii o mamă, vărsând multe lacrimi pentru fiul sinucis. Părintele i-a zis, faceți-mă o căsuță la un necăjit. Și au făcut o casă mare. Părintele Arsinii le-a zis apoi că s-a primit la Dumnezeu. Sigur că judecata și pentru cei sinuciși numai Dumnezeu va face, care știe vina tuturor complicilor care i-au adus la aceasta ca și la nenorocitul de Iuda, care și-a dat seama că a vândut sânge nevinovat. Dar iluziile de preoți de la templu, care l-au păcălit ca să-l dea pe Hristos în mâinile păgânilor, i-au zis cu viclenie. Ce ne privește pe noi, tu vei da seama. Vor da însă și ei seama, cu vârf și îndesat, de ceea ce au făcut, că își puteau să-l îndrepte pe Iuda spre Hristos, care pătimea chiar atunci și Mântuitorul ar fi iertat, ca și pe Petru, ca și pe toți cei care și-au plâns cu amar păcatele lor. Astăzi s-au mulțit cei amăgiți de satana cu lașitatea sinuciderii, unii ajungând chiar să le zică eroi. Ferească Dumnezeu de asemenea eroia iadului. Poate ar fi de folos să vă scriu despre un preot de la ruși, despre care am citit că a fost oprit de la slujire de episcopul lui, fiind reclamat că-i Dar noaptea au trecut pe sub geamul episcopului cete de suflete nenorocite, mânate de diavol cu bice de foc care strigau. Să ne dai preotul înapoi!" Episcopul le-a întrebat, Cine sunteți voi?" Iar ei au răspuns, Sinucigașii! El este singurul preot care se ruga pentru noi și ne ușura puțin chinurile." Dimineața, episcopul l-a chemat și l-a repus în slujbă și l-a rugat să se roage pentru el, dar să nu mai bea în casele viclenilor. Părintele Arsenie m-a rugat când eram tânăr să fac zilnic Sfânta Liturghie în postul Crăciunului și să pomenesc și morții. Și am rămas cu obiceiul ăsta, dar când preoteasea mea a făcut 40 de prescuri pentru 40 de sfinte liturghii pentru duminica următoare, pentru ca să ajungem într-o parohie mai bună, mi-a zis părintele, această ispitire de Dumnezeu să nu mai recomand la nimeni. Careva din mulțime l-a întrebat odată pe părintele Arsenie cum se roagă, iar el a răspuns smerit, mai zic și eu cât un tatăl nostru, iar din mulțime s-a auzit zicând, Rugați-vă, părinte, să zicem și noi așa. Cât de adevărat este cuvântul din rugăciunea de sfințire a apei de la Sfeștanie, unde zice, Tu, Doamne, cela ce îmblânzești pornirile cele greu de portat ale plăcerilor, se ziza părintele Arsenie pentru noi cei pătimași. Părintele Modest Zamfir ne-a spus despre doi soți care s-au dus la părintele Arsenie în postul Maicii Domnului să le dea voie să meargă la mare că au primit un bilet gratuit prin sindicată. Părintele le-a zis, mă, voi nu mergeți la mare, ci la mormântare. Ei nu și-au dat seama ce le-a zis părintele. Pe la slobozia au luat la ocazie un bătrân care mergea într-un sat aproape. Le-a murit bătrânul în mașină. Acesta nu avea pe nimeni, astfel că au fost nevoiți să-i facă ei mormântarea cu cheltuielile lor și au ajuns și pe la procuratură pentru declarații în caz de deces. Tot părintele modest ne-a mai spus că a făcut un rând de veșminte pentru un preot de lângă Brașov, despre care părintele le-a zis că după 2-3 slujbe va muri îmbrăcat în ele. Și așa s-a și întâmplat. Mie mi se adresează zicându-mi Petru și uneori Toma. Mă îndemna să mă ocup mai mult de cei care doresc mântuirea. Mai zicea că dacă îi aud pe unii hulind pe Dumnezeu, decât să mă iau la harță cu ei, mai bine să mă rog pentru ei și să-i las în plata lui Dumnezeu. Așa am pățit cu unul foarte înrăit care făcuse pușcărie pentru crimă. M-am luat de el pentru că l-am jurat pe Dumnezeu. Părintele Arsenie a zis că putea să mă omoare. Ne spunea să zicem mereu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Vestea despre Părintele Arsenie a trecut de mult granițele țării și mulți din Grecia, Rusia, Ucraina, Germania, Italia, Spania, America și Sfântul Munte îl cheamă rugăciune pe Părintele Arsenie din România. O scriitoare unguroaică îl vestește pe Părintele Arsenie. Ca să viețuim în mănăstire și de fapt oriunde, ne spunea Părintele, așa desmeriți să fim, ca și când am fi orbi, surzi și muți, după cum scrie Sfântul Ioan Casian, rugându-ne în taină pentru toți neputicioșii. Să ne dea Dumnezeu la fiecare, zicea Părintele, momente de convertire mai profundă în credință. La mormântul părintului Arsenii, zicea părintele Ilie Moldovan, profesor de teologie, vin și sufletele copiilor fără nume și fără morminte, ca să-i colinde colindul tristeților, că nu au lumină și bucurie din cauza criminalilor părinți care i-au lipsit de botez. Părintele Arsenie a mulțumit cuiva că i-a dus o sticlă de ulei de măsline și i-a zis că aprinde candela măcar în zi de sărbătoare. Ne mai zicea, mă, voi să mergeți la spovedit la preoții voștri de mir, care au o viață asemănătoare cu a voastră, căci călugării nu vă pot înțelege și vă pot opri cu anii de la Sfânta Poartășanie. Spunea și nouă preoților să nu neglijăm a ne spovedi unii la alții adeseori și numai așa să îndrăznim să slujim Sfânta Liturghie. Așa de frumos zicea părintele că celor ce aleg partea cea bună a Mariei, care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc, Dumnezeu li se face tată, mamă, frate, prieten, rană, cale, odihnă, lumină și viață fără de moarte. Părintele Arsenie a scos din biserica mănăstirii sâmbăta pe toți cei ce nu postiseră complet cele două săptămâni ale postului Maicii Domnului și a mânat cu spovedania. Îmi zicea să mă închin iarăși și iarăși în Sfântul Altar, la Sfintele Taine, cu moara tuturor bunătăților dumnezeiești. Zicea că pot să închid câte puțin ochii când mă rog ca să mă concentrez, iar cuvintele rugăciunii când sunt singur să nu se audă. Lui Gheorghe Precupescu, de la Oastea Domnului, i-a spus că ea are un rol pozitiv numai în cadrul bisericii ortodoxe. Apoi a zis că Oastea Domnului va trece pentru un ciur de încercări. Într-adevăr, unii au fost arestați, alții s-au rătăcit, însă cei care au rămas în cadrul bisericii sunt adevărați credincioși și ostași al lui Hristos mă îndemna să merg la pregătirea proscomidiei pentru Sfânta Liturghie cât mai de dimineața, înaintea trenie, ca să pot scoate câte o fărmitură mică pentru cât mai multe nume, vii și morți, căci acestea se amestecă apoi cu preasfântul trup și sânge al Domnului și este cea mai de folos pomenire. Părintele Arsenie gusta din smerenie când era cu alții la masă câte o bucățică de carne, un pahar de vin, o cafea, ca să nu se spună că nu a luat din bucatele ce i-au fost puse înainte din dragostea gazelor. Dar și Isus întreba, nu aveți ceva de mâncare? și toate se binecuvântează cu rugăciunea, zice Sfântul Apostol Pavel. Astăzi, o haină civilă purtată de Părintele Arsenie, căruia i-au fost interzise hainele preoțești 30 de ani, valorează cât un veșmânt preoțesc, iar cravata lui ca un epitrahil, Grijile față de cele ale lumii acestea ne tulbură pacea inimii pe care trebuie să o dăm în întregime lui Dumnezeu, după cuvântul din înțelepciunea lui Solomon. Observa că mulți dintre românii noștri se înstrăinează de credință, de limbă, de țară, de tradiție și de port și înfățișarea lor devină străină și bizară. Zicea că darul facerii de minuni nu e o condiție de mântuire și că acesta poate duce la mândrie, așa cum i-au dus și pe Petrache Lupu de la Maglavit și pe Maica Veronica de la Vladimirești. Dumnezeu are un om care e un microcosmos, dar ori necunoscute de ochii noștri de lut cu care îi scodim tainele lui Dumnezeu. Ucenicii lui Isus se mirau că vorbește cu femeia încă la fântâna lui Iacob, iar evreii murmurau că a intrat în casa lui Zaheu, vameșul păcătos, necunoscând schimbările care pot surveni și într-o clipă de om. Diavolii, zicea părintele Arseni, se ascund fiind duhuri nevăzute, ca lumea să creadă că nu există. Mulți zic că sunt boli de nervi, afecțiuni psihice, depresii. Dar porcii gadarenilor, a întrebat părintele Arseni pe un profesor, ce boli de nervi au avut? Odată, când părintele miruia, a zis unei doamne care se apropia spre a fi miruită să șteargă rujul de pe buze. Dar ea mândră i-a zis părintelui, Măi, popă, poate nu știi cu cine stai de vorbă iar el a început în fața tuturor să-i spună viața ei păcătoasă. S-a rușinat femeia și a fugit. Părintele Arsenie zicea că Iisus a fost văzut de multe ori plângând, dar răzând niciodată. Ce departe suntem! Am slujit între anii 1980-1990 la Sfânta Biserică din Ocna Sibiului, ctitorită de Sfântul Constantin Bruncoveanu, alături de Biserica Părintului Miron Mihăilescu, eu am vrut să fac Sfânta Liturghie noaptea Sfintelor Paști în continuarea slujbei Sfintei Învieri și apoi să dăm credincioșilor Sfintele Paști după Sfânta Părtășanie, pentru că oamenii mergeau acasă, mâncau și veneau să tui la Sfânta Liturghie pe la ora 10 în ziua de Sfintele Paști. Părintele Arsenie mi-a spus că e bine cum zic, dar să las cum făcea Părintele Mihailescu, pentru a nu supăra și că va veni timpul să se îndrepteze toate. Iată că după un timp prin înalt preasfințitul mitropolit la Orențiu, s-a îndreptat rânduiala. Când vreți să faceți observație cuiva, zicea părintele Arsenie, să vă ungeți limba cu miere, să țineți cont că în turmă sunt și capre, și țap, și berbeci, mult mai multe decât voi. Zicea care dreptate marele savant creștin Nicolae Păulescu, cel care a descoperit insulina, Că pe oamenii conduc mult mai mult instinctele de mulțire, de apărare și de hrănire decât credința. Despre secte spunea că sunt conduse nu de Fiul lui Dumnezeu, ci din umbră de Hristos și mincinoși, adică de diavol, fără purul Fecioară Maria, fără altarul Sfintei Cruci. Ele au apărut și sunt întreținute prin superficialitatea credinței noastre, pentru care vom da seama, mai ales noi, clericii că zice la psalmi, voi sunteți Dumnezei, dar voi, ca niște oameni, muriți și cădeți ca unul dintre căpetenii. Dar noi, spunea Părintele Arsenie, ne lăsăm corupți de bani, de lucruri, de femei, de plăceri și de funcții de șarte. Unei femei, pe care soțul o obliga să avorteze, i-a spus să se despartă de criminal. Când i-a dus bătrâna Aurelia din satul Boiu, după ce s-a întors din pușcărie, țesătură de in alb, lucrat cu mâna ei, să-și facă din nou haină preoțească, albă, cum purta înainte, a izbunit în plâns și a mulțumit, ținând capul pe material și sărătându-l, i-a spus că nu-i vor mai da voie să o poarte până la moarte. Zicea celor care se masturbau cu mâna, făcând o nanie, că devin fleșcăiți la minte și la trup, periclitându-și viitoarea familie și întreaga viață. Părintele Arsenie îmi spunea și numele informatorilor de securitate din parohie, unii fiind chiar consilierii bisericii. Într-o zi de toamnă eram numai eu cu părintele Arsenie în biserică și la un moment dat îmi zice Fugi, Petre, că vin două mașini cu securiști. Am fugit în porumb și după o jumătate de oră au apărut securiștii. După o vreme au plecat, iar eu m-am dus din nou la sfinția sa. Părintele mi-a spus că s au obișnuit cu prigoana lor, însă cel mai mult îl dor viclenia și invidia celor ai bisericii. Un monah de la Sihăstria, județul Neamț, mi-a spus cum slujea Părintele Arsenie, Sfânta Liturghie, cu lacrimi și că a avut impresia că e însuși Mântuitorul, numai când a ieșit cu Sfânta Anaforă și a dat seama că e de fapt Părintele Arsenie la care venise. Când l-a văzut, a simțit ca și când l-ar fi electrizat. Deși unii se înduiau de Sfinția sa și se temeau, el era plin de Duh Sfânt. Intra printre noi în biserică și ne spunea, din loc în loc, la fiecare cum îi descoperea Dumnezeu. Odată erau două femei care plângeau lângă ușă. Le-a zis, tu plângi că te bate soțul, iar tu plângi că ți-a murit. Mângâiați-vă una pe alta. Mi-a povestit Susana de la biserica din strada dealului din Sibiu că i-au rămas vreo șase frați orfani de mamă și era mai mare între ei. Tatăl ei, văduv, s-a dus la părintele Arsenie și i-a zis părintele, Așa, acum plângi, dar când străia soția o bătei, să te spovedești. Dar înainte de a veni la mine, de ce ai dat așa de tare cu pisica de gard? Mă, că-ți mânca ouăle din cuibar? De ce n-ai avut milă? De aceea omul se întreba dacă părintele Arsenie e om sau înger. Unui părinte tânăr de la Ploiești, Ciprian, i s-a umflat tare o mână și doctorii n-au putut să-l vindece. S-a dus la mormântul părintelui, la Prislop, și pe când se ruga cu lacrim, s-a uns cu ulei din candelă și și-a frecat mâna cu un pic de țărână de pe mormânt. Umflătura s-a spart și s-a vindecat. Unui alt părinte tânăr venit cu preoteasa i-a zis, Măi părinte, preoteasa asta mai trebuie și plimbată și distrată câteodată. Îi zicea părintele Arsenie, preotesei mele, să nu meargă cu mașina pe drumul București-Constanța, că o pățește. La corupție ăștia, zicea, mai aruncați-le câte un os, Acum vă țin așa, zicea părintele, ținând mâinile cu palmele în sus. Dar când voi întoarce palmele, câți veți mai rămâne? Doamne, ajută-ne să rămânem în veci cu părintele Arsenie. În noaptea aceasta, le-a zis Isus ucenicilor, toți vă veți minti de mine și Hristos va veni la judecată în noaptea întunericului necunoștinței de Dumnezeu. El s-a răstignit, a făcut totul pentru noi și zice cu jale în Sfânta Evanghelie, când va veni Fiul omului, va mai găsi credință pe pământ? Credința asemănătoare cu a dracilor va găsi destule. Dumnezeu, zicea Părintele Arsenie, ne smerește prin gândurile noastre. Isus, mai zicea, ceartă pe satana care agita valurile mălii peste corabia cu ucenici, zicându-i, taci, liniștește-te. Și către noi strigând în taină Iisus, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Uneori, zicea părintele, moartea e mai aproape decât cam așa. Turma aleasă, care l-a iubit pe Hristos, totdeauna a fost mică și foarte puțin vor să suferi pentru credința în Hristos. Ne încuraja să nu ne temem, chiar și când se va întreba pe Sfânta Liturghie, că nici atunci nu ne va lăsa Dumnezeu. Pe un bilețel mi-a transmis prin cineva să mă ferez de oameni răi și a încheiat cu un cuvânt provocator și greu de tâlcuit. Celelalte le vom vorbi în ceruri, dar oare voi ajunge eu în cer? Mi-a spus Maria din Târgu Mureș cum a găsit un preot, fiind de trei zile nemâncată, stând în noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1997, lângă mormântul părintului, pentru că n-a vrut ca doctorul să-i taie piciorul ca spunându-i că doctorul cel mare este Dumnezeu și doar el o mai poate salva. Și într-adevăr, dimineață, la Sfânta Liturghie, s-a împărtășit și s-a vindecat s-a dus înapoi la doctor și, când au văzut-o vindecată, au crezut și ei în Dumnezeu. Prin Hristos, turma cea mică devine puternică cu Hristos în inimă. Pe un creștin, Toma, din Sebeșul de Olt, părintele Arsenie l-a vindecat de picioare. Dar pe fica lui de vreo 18 ani n-a vindecat-o. Ea nici n-a vrut să vorbească cu părintele. Tatăl ei i-a zis că e timidă, dar părintele i-a răspuns. Cu băieții, de ce nu e timidă? Tatăl a întrebat, pe ea când mi-o vindecați? Iar părintele i-a zis, atunci poate cel mai greu cuvânt. Dacă Dumnezeu va binevoi cândva ca oasele acestea să se proslăvească și a spre picioarele sale, atunci se vor vindeca picioarele tale. Vorbind despre o semintele sfinției sale, nu din mândrie, ci din prorocie. Unei mame de preot, care avea tulburări, i-a zis părintele că sunt de natură hormonală, pentru că a rămas prea de tânără văduvă. Atunci bătrâna l-a rugat să o spovedească, însă părintele i-a zis, dacă iarăși încep să spovedesc, mă bagă iar la pușcărie. După ce a făcut și prislopul, luat de la greco-catolici, a venit ordin ca mănăstirea să nu mai fie de călugări, cum fusese rânduită de ctitori, ucenicii Sfântului Codim, ci de maici, ceea ce l-a durut foarte mult pe părintele. Broaștele din lac au tăcut când le-a spus părintele, dar oamenii nici acum nu încetează bârfele lor. Părintele a făcut semnul Sfintei Cruci peste niște femei care îl băteau la cap cu conflictele lor pentru avere și apoi a putut vorbi despre cele lui Dumnezeu cu doctorul veterinar Nicolae Velicoglu din Mediaș, așa cum i-a mărturisit el. Dumnezeu, dacă ne rugăm, ne poate face și nevăzuți în cazuri grele, zicea părintele Arsenie. Cu mulți ani în urmă, mi-a povestit un șofer despre un om care lucra în albia râului cu părintele Arsenie, probabil lângă sâmbăta. În munte, de unde venea râul, se vedea fortună mare. Deodată părintele strigă la om, ieși repede că vine râul foarte mare. Omul a ieșit, dar s-a întors după un timp pentru că își uitase ceva. Atunci a venit râul și când se iasă nu putea de emoții, Văzând aceasta, părintele a zis, măi, măi, și a făcut semnul Sfintei Cruci deasupra apei și apa a stat perete, rete, ca la Marea Roșie, când a oprit-o Sfântul Moise. A și Tomul și părintele Arsenie a făcut iară semnul Sfintei Cruci peste apă, care a pornit în val neclavale. Fericiți sunteți cei ce credeți aceste minuni lucrate de Dumnezeu prin părintele Arsenie. Așa să oprească Dumnezeu și poftele, mânia și rătăcirea din noi, cu puterea Sfintei Cruci făcute de Părintele Arsenie și cu rugăciunile lui către Hristos și către Maica Domnului, căci credința noastră e slabă. Noi tot îi cerem lui Dumnezeu minuni, dar nu ne oprim de a face păcate. Îmi mai zicea Părintele, măi Petre, nu ai condiții pentru rugăciunea încetată cum ai vrea tu. Sau cum ne zicea Părintele Teofil Părăianu, că scrie Sfântul cu Ascetul. Rugați-vă cum puteți ca să ajungeți să vă rugați cum trebuie, și mai zicea părintele Arsenie, Nu te amărâ că nu poți citi toate acatistele, paraclisele și toți psalmii, că Dumnezeu se uită mai mult la calitate decât la cantitate și să-ți fie gândul mereu la el. Maica Mariana, stareța de la mănăstirea Big, a vestit puterea rugăciunii părintele Arsenie în țară și prin străinătate cu minunea ce i s-a întâmplat. La 28 de ani, doctorii nu-i mai dădeau nici 3 luni de viață din cauza problemelor pe care le avea cu picioarele. S-a dus în băte la Drăgănescu și s-a întors vindecată. Și numai mărturia ei ar fi suficientă pentru canonizarea părintele Arsenie. A fost odată la părintele Arsenie un om simplu și s-a uitat în buletinul care era pe masă și a strigat, Părinte Arsenie, nu scrie aici că sunteți căsătorit, cum zic, popii pe la noi. Părintele i-a spus, Păi vezi mă, dar eu am la Dumnezeu argumente mult mai mari decât cartonul ăla de buletin. Părintele Nicodim Bujor, ucenicul ascultător al părintului Arsenie, se siza cu bătrânul Sfânt Simeon când l-a primit pe Iisus în brațe la 40 de zile, s-a rugat să slobozească Dumnezeu din lumea aceasta. Dar Sfântul Logonic și păzitor al Maicii Domnului Iosif, care l-a ținut sute de ori pe Iisus în brațe, de câtă slavă și har s-a învremicit în ceruri și cât de puțin este amintit în cultul nostru ortodox. Oare nu s-ar putea îndrepta aceasta? Când a murit Sfântul Iosif, Mântuitorul s-a întors de departe de unde predica la căpătuiul lui, ca să-i aducă recunoștință, după cum scrie în viața Maicii Domnului a Sfântului Ioan Damaschen. Poeta Maria Gabor din Făgăraș a compus minunate poezii la mormântul Părintele Arsenie, dând și ea o mărturie în versuri despre Sfințenia Părintelui. Părintele Arsenie nu a fost înregistrat pe vreo bandă magnetică sau de radio, cum încearcă să limite unii acum. De fapt, înregistrările de radio și de televiziune deformează într va cuvântul, cum zicea și părintele Rafael Noica. Acum cei mai mulți nu mai pot vorbi fără microfon, dar când va veni prigoana, zicea un părinte, se vor ascunde și se vor lepăda mulți de preoție, de călugărie și de teologie de frică. Cum zicea părintele și profesorii Ilie Moldovan, cea mai mare taină, Sfânta Liturghie, nici nu ar trebui transmisă pe radio sau televiziune, deși neputincioșii de pe paturi și călătorii se bucură în Trucva pentru că nu ne putem dispensa de prezența omului în biserică unde se săvăsește Sfânta Liturghie și nici de împărtășirea Sfintelor Taine, care sunt chiar scopul săvârșirii ei. Părintele Arsenie nu a fost înregistrat pe vreo bandă magnetică sau de radio, cum încearcă să limite unii acum. De fapt, înregistrările de radio și de televiziune deformează în Trucva cuvântul, cum zicea și părintele Rafael Noica. Acum cei mai mulți nu mai pot vorbi fără microfon. Dar când va veni prigoana, zicea un părinte, se vor ascunde și se vor lepăda mulți, și de preoție, și de călugărie, și de teologie de frică. Cum zicea părintele și profesorii Ilie Moldovan, cea mai mare taină, sfânta liturghie, nici nu ar trebui transmisă pe radio sau televiziune, deși neputincioși și de pe paturi și călătorii se bucură în trucva, pentru că nu ne putem dispensa de prezența omului în biserică, unde se săvârșește Sfânta Liturghie și nici de împărtășirea Sfintelor tainei, care sunt chiar scopul săvârșirii ei. Noi suntem datori să spunem aceste adevăruri. Ea este jerfa lui Hristos, nu spectacol. Trebuie să ne aducem și pe noi înșine ca jerfă de recunoștință a inimii și a Duhului și să aducem pomelnicul, prescura, vinul, tămâia, lumânarea, uleiul pentru candele. Să nu aprindem numai un bec electric punând un ban așa cum a ajuns la unele religii. Așa e și cazul candelelor electrice. Fără jerfa uleiului și fără flacăra feștilei, sunt doar lucruri artificiale. Uneori acum și clopotul este cuplat electric. Nu-l mai trage cu credință clopotarul. Însă nu cred că este la fel de bine primit. Mai de mult se trăgea clopotul și când era grindină, furtună, boli și alte nenorociri și se îndura Dumnezeu de oameni pentru că se rugau cu toții. Astăzi, toți se uită numai la știrile meteorologice, la televizor și nu se mai roagă. Nu mai aprind o candelă sau o lumânare, acuzându-l pe Dumnezeu că nu le mai dă bunătăți. Iar noi strigăm că suntem ortodoxi, acuzându-i foarte aspru pe alții și uitând să ne trăim cum se cuvine ortodoxia. Balaurul care doboară cu coada o parte din stele, cum scrie în Apocalipsă, zicea Părintele Arsenie, e diavolul, iar stelele sunt creștinii. Dar la cântarul lui Dumnezeu, când ne va judeca el, Părintele Arsenie ne va sprijini. Ne povestea Părintele Profesor Voicu, rectorul Institutului Teologic Sibiu, că a fost cu mulți ani în urmă la o conferință a rectorului facultăților din țară. La acea conferință a participat și Nicolae Ceaușescu, și luând cuvântul, Ceaușescu a zis că mulți îl critică pentru că exportă carnea poporului. Dar părinții noștri ne mai îndemnau să mai și postim vinerea și miercurea, a spus atunci fostul președinte, și ar trebui să le mai aduceți aminte și celor de astăzi să facă aceasta. Ați auzit ce a spus secretarul de partid? La Sfânta Mănăstire Tismana, îmi spunea Maica Stareță Ierusalimă, Ceaușescu s-a închinat la Sfintele Icoane. De aceea zicea Părintele Arsenie, nu vă mai rugați să crăpe ăsta, că cei care vin după el nu vor fi mai buni și mai la urmă nu avea ce alege, așa se vor înrăi. Dar, pentru îndreptarea stărilor acestora, părintele nu ne-a recomandat revolta, revoluția, răzbunarea, războiul, bătaia, jurătura, pentru că prin acestea nu vine Duhul Sfânt. Părintele Arsenie ne-a povățuit la iertare, răbdare, credință, spovedanie, îndreptare, milă, smerenie, dragoste și muncă. Da, dragostea de vrăjmași este mai tare decât moartea, după cum scrie și Solomon în Cântarea Cântărilor. Părintele Arsenie și copiii și ca să distind puțin expunerea, trebuie să arăt că Părintele Arsenie a uimit nu numai pe învățați și teologi, ci s-a preocupat și de copii pe care îi lua de parte și învăța credința, sunt cunoscute trei istorioare spuse copiilor când era la sâmbăta. Se spune că atunci când Sfântul Iosif și Maica Domnului l-au pierdut pe Isus, la Paștele Evreilor, când avea 12 ani, l-au găsit după trei zile în mijlocul preoților și bătrânilor, care au rămas uimiți de întrebările și răspunsurile lui, dar fiind în de rele, nu l-au cunoscut că este chiar Fiul lui Dumnezeu. Întrupat. Și după ani de zile au rostignit iubirea pe cruce. Atunci, în templu, era o femeie săracă, datoare la un bogat nemilostiv. Femeia îl rugă să o mai îngăduie un timp, dar bogatul ironic a zis că numai dacă se va găsi cineva să treacă prin poarta dreptății, o va mai păsui. Poarta era, de fapt, formată din doi stâlpi alăturați enorm de piatră. Iisus, auzind și fiindu-i milă de săracă, și-a întins mânuțele dumnezeiești și a trecut dar ca să nu laude cineva, s-a ascuns în mulțime, scăpând femeia de datorie. Un preot exigent nu vrea să primească un miel de jerfă, și de un picior. Se știe că pentru jerfă trebuiau aduse doar animale sănătoase, însă omul nostru era sărac. Preotul a zis că numai dacă s-ar găsi cineva să umble pe puntea dreptății, numită a raiului, care era înfiptă cu un capăt în zidul templului, iar celălalt capăt balansa în afară deasupra prăpăstii în bătaia vântului, atunci îi va primi jertfa sa. Auzind Iisus acestea, s-a repezit și se plimba pe punte, determinându-l pe preot să-i primească săracului mielul, iar el din nou a fugit de slava de șartă. Tot în acele zile, un copil, care nu era evreu, plângea că preotul nu-l primea și pe el la religie cu copiii evreilor zicea cu ironie că numai dacă se va găsi cineva să sune din cornul lui Moise, roz de vreme și agățat în peretele templului, va fi primit și acest copil. Isus, cel milostiv, s-a ridicat, a luat vechiul corn lui Moise și a suflat în el așa de tare încât s-a cutremurat templul. După care, minunatul binefăcător s-a ascuns după coloanele de piatră. Am aflat și câteva versuri de rugăciune spuse de părintele Arsenie copiilor, care se cada afirostite când aceștia se trezesc din somn. Uite, noaptea a trecut, iar ziua și venit. Pe cât eu m-am odihnit, tu, Iisus, mai păzit. Pentru toate îți mulțumesc, scumpul meu, tată ceresc, eu pe tine te iubesc. Și pentru că îi plăcea franceza, le spunea copiilor și în franceză, Jutem, Iisus, te iubesc, Iisuse. Știu de la un credincios că părintele a botezat un copil de vreo 9 luni, bolnav pe moarte, care prin botez s-a făcut sănătos și a pus numele Eugen, după numele Sfintei Eugenia, mucenița din ajunul Crăciunului. Astăzi, copiii de odinioară, care l-au cunoscut pe părintele Arsenie, urcă în colina de la Prislop și îngenuchează cu Evlavie în fața mormântului și închizând ochii, vorbesc tainic cu părintele. Părintele Arsenie Boca și Părintele Ilie Cleopa Odată l-am apărat pe Părintele Arsenie în fața părintului Cleopa Ilie de la Sihăstria Neamțului și a multora care s-au nimerit să fie acolo și care au început să se îndoiască, prin uneltirile satanei și ale bârfitorilor de curăția a Arsenie, zicând că trăiește cu o călăgăriță și că a smintit creștinii. Eu am strigat, s-au smintit cei smintiți. Atunci Părintele Cleopa s-a corectat puțin și a zis... Eu personal nu mă îndoiesc de curăția părintului Arsenie, dar sunt și unii mai slabi. Când m-am întors de acolo, pe la părintele Arsenie, el mi-a zis fără să-i spun că nu trebuia să-l apăr, că lui este mai de folos bat jocura. Dar a adăugat ceva înfricoșător. Lasă-i, că vor vedea ei când va veni Hristos la judecată, înconjurat de și lui. Știm că părintele Cleopa a scris părintele Arsenie de două ori să vină la mănăstire la Neamț să întărească duhovnicește, dar părintele Arsenie nu a putut. Probabil nu a avut învoire de sus, sau, cum scrie Sfântul Apostol Pavel către romani, i s-a împotrivit satana. Părintele Cleopa a fost puțin prigonit și spovedea pe toți episcopii și pe toți care veneau și le vorbea ce dorea până obosea, Cine îndrăznea să se ia de părintele Cleopa? Dar părintele Arsenii nu i-a fost îngăduit timp de 30 de ani nici haina neagră prăuțească să o îmbrace. Nu l-au lăsat mai mare bisericii să slujească nici ultima sfântă liturghie pentru care i s-a rugat părintele cu lacrimi că simțea și le spunea că pleacă din lume. Sfinția sa știa că peste puțin timp va sluji sfânta liturghie în ceruri împreună cu îngerii și sfinții și se ruga ca sfântul Ștefan pentru iertarea tuturor, în ceruri va fi auzit glasul lui Hristos. Bine slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost spus, peste multe te voi pune. Intră în bucuria Domnului tău, după glasul cel neminciunos al Sfintei Evangheliei. La Mitropolia Timișoarei, i s-a recunoscut după moarte nevinovăția și a fost reabilitat și înălțat la treapta de protosinghel. Poate și acest act tardiv va atârna la canonizarea sa. Poate, când vor veni la mormântul părintului Arsenie cu ocazia canonizării, Dumnezeu va șterge toate. Despre sfintele icoane de la Prislop spunea părintele Arsenie că va ieși foc din ele când vor vrea să le dea jos cu necredință, că vine timpul când cei ce ne vor prigoni vor crede că ați duc slujba lui Dumnezeu, cum scrie în Sfânta Evanghelie. La Mitropolia Timișoarei, i s-a recunoscut după moarte nevinovăția și a fost reabilitat și înălțat la treapta de protosinghel. Poate și acest act tardiv va atârna la canonizarea sa. Poate când vor veni la mormântul părintului Arsenie, cu ocazia canonizării, Dumnezeu va șterge toate. Despre sfintele icoane de la Prislop, spunea părintele Arsenie că va ieși foc din ele, când vor vrea să le dea jos cu necredință. Că vine timpul când cei ce ne vor prigoni vor crede că a dus slujba lui Dumnezeu, cum scrie Sfânta Evanghelie. Taina celor trei iubiri Credința oamenilor are, din păcate, multe ținte și conținuturi pământești. Așa tălcuia Părintele Arsenie o taină mare a celor trei iubiri, a celor trei ucenici al lui Isus: Ioan Evanghelistul, Petru și trădătorul Iuda. Feciorelnicul Ioan a ajuns să se reazeme pe pieptul lui iubirii lui Isus la cina cea de taină și a ajuns cu Maica Domnului până sus Sfânta Cruce, Duhul iubirii lui Ioan rămâne tainic până la venirea din nou a lui Isus, cum i-a zis Isus lui Petru spre sfârșitul Sfintei Evangheliei de la Ioan. Iubirea lui Petru și mărturisirea Dumnezeirii lui Isus a fost pusă ca o piatră de temelie la zidirea bisericii, deși aceasta nu este meritul lui Petru, ci darul lui Dumnezeu. Iubirea de după lepădarea lui Petru a fost mai tare decât cea din tâi, și un motiv de a le reprimi pe Petru după lacrimea mare când a cântat cocoșul spre întărirea fraților lui de credință. Deși ca om s-a mai înfricoșat și Sfântul Apostol Petru, în prigoane, la bătrânețe a confirmat marea iubire, fiind răstignit cu capul în jos, așa după cum a cerut. Ce păcat că iubirea lui Iuda a ieșuat pentru veșnicie! La fel ca și cei mai mulți din neamul său, el nu a înțeles iubirea lui Hristos, care n-a venit să-l dezrobească politic pe Israel de substăpânirea romană, ci a venit să dezrobească toată suflarea din păcat. Iuda spera să-i fie lui Isus un ministru de finanțe și ciupea din punga cu bani a ucenicilor pe care o purta. Satana, speculându-i slăbiciunea, l-a determinat să-l vândă pe Hristos potrimicilor săi cu 30 de arginți ca să-și recupereze slujirea de trei ani. Iisus nu a deconspirat cu duritate în fața celorlalți ucenici vodioasa vânzare, ci l-a așteptat în repetate rânduri să-și o mărturisească. Atunci când s-a împărtășit însă cu trup și sânge al Domnului, fără să-și spovedească vânzarea, satan a primit dezlegare să intre în inima lui și a ieșit Iuda de la cină ca să le arate răstignitorilor locul unde avea să meargă Iisus la rugăciune și să-l vândă cu sărătoarea vicleană. Cu toate acestea, Iisus Hristos i-a mai acordat încă o șansă, lăsându-se să-și dea seama că a vândut sânge nevinovat, Dar iuzile de preoți de la templu, colaboratorii satanii, i-au zădărnicit această șansă prin cuvintele «Ce ne privește pe noi, tu vei da seama», deși vor da și ei seama cu vârf și îndesat la judecată. Și așa au umplut cu vârf păcatul împotriva Duhului Sfânt, arucându-l satan pe Iuda în funia spânzărătorii și pierzându-l astfel pe vecie. Aceasta a fost nemăsurată durerea lui Isus. Sfântul Dimitrie al Rostovului, care a alcătuit de la Duhul Sfânt psaltirea Maicii Domnului, afirmă că pe Isus l-a durut cel mai mult durerea prea iubitei Maicii sale. Apoi l-a durut nerecunoștința multora care nu s-au pocăit nici după ce au cunoscut nemăsuratele batjocuri și chinuri la care a fost supus pentru ispășirea păcatelor noastre. Hristos a înviat ca un biruitor, și s-a arătat multora vreme de 40 de zile și ne-a lăsat chemarea Sfintei Liturghii spre a ne chema iară și iară după spovedania noastră. Aceasta este ultima șansă pe care ne-o acordă a dragoste cu lacrimile Maicii Domnului care amână ivirea Antihristului. Acum simțim că este cazul să ne spovedim și cu dezlegarea duhovnicului să ne împărtășim mai des în această veme potrivnică lui Hristos, cum remarcă și Sfântul Nectare de la Eghina. De aceea, părintele Arsenie nu i-a cerut lui Dumnezeu ca Ezechia împăratul lungirea vieții pământești, deși putea, ce a scris personal pe crucea sa de la Prislop încheierea vieții pământești 1989. Părintele Arsenie a văzut de atunci că nu ne face mai buni, cum mi-a spus mie și lui Gheorghe Moraru din Ucea. Cuvânt de încheiere Tot ceea ce am scris în această mărturie mea susțin și răspund ca preot, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, și scrise să rămână. Aceasta e lupta cea bună, plăcută lui Dumnezeu, cum scrie Sfântul Apostol Pavel către Timotei, prin care devenim vase alese ale Sfântului Duh, care suflă unde vrea, prefăcând pământul în cer. Să strigăm, cum scrie psalmistul, cu ierarhii noștri. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea și o vindecă, unii intuiesc că gura de rai s-ar fi întins și peste plaiurile țării noastre, cum afirmă balada Mioriței, dar s-a pierdut prin invidia dintre noi ca și a celor doi ciobani din străvechea baladă care au plănuit să o moare pe cel de-a treilea confrate. De aceea ne l-a trimis Dumnezeu pe Părintele Arsenie ca să nu ne pierdem credința și neamul, ci să înviem prin Hristos și prin Maica Domnului ca păsărea Phoenix din vechea cenușă, Maica Domnului plânge în taină lângă Sfânta Cruce de la mormântul Părintului Arsenie de la Prislop și ne cheamă din rătăcirea și învrăjbirea cea veche ca să nu se împlinească și cu noi cuvintele lui Isus din Sfânta Evanghelie. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi cum își adună cloșca pui sub aripi, dar nu ai vrut. Să pătimim împreună cu Hristos ca să înviem împreună cu El, cum zice Sfântul Apostol Pavel să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Veniți de luat lumină, din lumina lui Hristos, care luminează tuturor prin Sfinți ca să nu vă cuprindă întunericul. Sfintele Paști 2012 Ați ascultat Părintele Arsenie Boca, mărturia mea, de preot Petru Vamvulescu, Arad 2012. 10. Zitie, zitje, zit